ședința ordinară a Consiliului Local. Pentru început, vă anunț că avem un invitat, domnul Ceau Naș, care și-a manifestat dorința de a participa la ședință. Nu aveți probleme, nu aveți. Ok, e în regulă. Ca atare, vă prezint ordinea de zi. La punctul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar local al Comunei Măgura, rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2018. Punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local pe anul 2018. Punctul 3, proiect de hotărâre privind stabilirea calității de evaluator a primarului Comunei Măgura pentru realizarea evaluării performanțelor profesionale individuale ale secretarului Comunei Măgura pentru activitatea din 2018. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anual pentru anul 2019 la Asociația Comunilor din România. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale pentru anul 2019 la patrimoniul Asociației GAL Plaiurile Bistriței. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local a programului social educație pentru fiecare, program desfășurat la Școala Generală numărul 2 Măgura. Avem două proiecte suplimentare. Un proiect. Deci proiect de hotărâre privind stabilirea taxei de salubritate pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor menajere și nemenajere, cu excepția celor toxice, periculoase sau cu regim special, pe perioada de execuție a construcțiilor. Și ultimul, dar nu cel din urmă, proiect de hotărâre privind modificarea HCL 24 din 2017 privind acordarea ajutoarelor de urgență. Vă supun aprobării ordinea de zi cu cele 8 proiecte de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Vă supun aprobării procesul verbal de la ședința ordinară din luna trecută. Dacă aveți... Ședința ordinară. Dacă aveți discuții, dacă nu, vă supun aprobării. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Domnul Talal. Motivul același, pentru că nu este detectat. Am înțeles, am înțeles. Știți ce vreau să spun? Păi nu, dar mi-e greu să cred că de la o lună la alta ieri din șablon. Corect, sunt un segment. Da. Punctul... Vă propun să începem cu punctul 2, ca să dăm posibilitatea doamnei contabile să plece acasă. A, și rămâne la fel. Bun, e regulă. Ce mă chemați un lucru? Da, eu nu e regulă așa. Nu. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al Comunei Măgura a rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2018. Domnul primar, vă rog. Sau doamna contabilă. Doamna contabilă Silvia Bentan, este vorba de folosirea excedentului bugetar pentru lucrările de execuție, pentru lucrările de investiții, așa cum de lege avem voie să folosim din excedent, sume pentru achitarea facturilor la finalizarea unor lucrări. Avem factură de la Bonexplus pentru asfaltare de trevii. Și mai avem, urmează să vină factură de la conducă strada Muntem, care este finalizată. De pentru care am luat decizia să folosim din excedent o parte din sume pentru achitarea acestor facturi. Și am întocmit acest proiect de hotărâre pentru a-l supune aprobării dumneavoastră. La montaj, dacă aveți ceva de aici. După cum a rezultat din materialul pe care v-ați primit, Comuna Măgura a încheiat anul bugetar 2018 cu un excedent în sumă de 4.538.257 de lei la secțiunea de dezvoltare.
Legea 273 de 2006, privind finanțele publice locale, menționează că excedentul înregistrat la sfârșitul anului, unui an bugetar, se poate utiliza pentru ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de funcții de dezvoltare, pentru acoperirea golurilor temporare de casă, provenite din decalaje între venituri și cheltuielile secțiunii de funcționare, pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite. După cum știți, anul trecut s-au încheiat două contracte cu AFIO, pentru care am obținut două avansuri pentru fiecare obiectiv de investiții. Respectiv, pentru reabilitare și modernizare cămin cultural, s-au obținut un 50% din fonda valoare contractului de finanțare, iar la înființare grădiniță, cu două grupe, și înființare și dotare grădiniță, două grupe, cu program normal, de asemenea s-a încasat un avans, reprezentând 50% din contractul de finanțare. Legea ne spune că în sumele acestea, rezultate din prefinanțare acordată de APIR beneficiarilor care au calitate de ordonator de credite în bugetul local, rămasă neutilizată la primele exercițiului bugetar și care se reflectă în excedentul bugetului local al anului 2018, să se utilizeze în anul următor cu aceeași destinație. Prin urmare, din acești 4.538.257 de lei, am repartizat strict pe cele două destinații pe care le-am menționat, sumele respective, 1.143.438 de lei la reabilitare și modernizare cămin cultural. Descrie 1.090. La 1.090 este la înființare și dotare grădiniță. Eu am zis că de 1.143 de lei la reabilitare și modernizare cămin cultural. Scrie cămin cultural, da. Nu poți să aici. Domnul Dana, vă rog frumos la discuții. Domnul Bogdan, da, la discuții, la discuții, vă rog. E regulă, domnul? Așa. Deci 1.090.740 de lei pentru obiectivul de investiții, înființare și dotare de credință, două grupe de program normal și două grupe de program prelungit. S-a înființat. Deci, diferența de 2.000.000. 308.000. Așa. S-a repartizat distinct pe alimentare la capitolul 70.05, alimentare cu apă, pentru obiectivul de investiții în înlocuire conductă apa conductă strada Muntenilor, deoarece avem un contract încheiat în noiembrie. Da, am zis bine, noiembrie. Și această lucrare se finalizează luna aceasta. Și se va depune factură pentru această investiție și trebuie achitată. Deci, 31.000 pentru achitarea acestei investiții. Iar diferența am pus-o la modernizare și drumul de interes local în Comuna Mărbura, zona Întrăbii, Prezășie, Coton și Armeanu. Respectiv, 2.273.073 de lei. Dar nu se regăsește în proiectul de hotărâre. Și cum? Eu știu despre ce vă citesc. Domnul, domnul, da, vă rog. La punctul C, articolul 1, punctul C, este... Domnul, da, vă da, eu sunt de acord, dacă... Nu trebuie să votăm domnul Colorel? Trebuie să votăm domnul, dar materialele au fost trimise, ați avut ședință pe comisie. Cine a avut nelămurirea cerut? Doamna contabilă a participat. Da. Mulțumesc, doamna contabilă. Vă rog să vă scrieți la discuții. Dacă nu vă supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Domnul Talal, domnul Berușcă și domnul Niță Valeriu.
municipale. Cine reprezintă? S-a aprobat proiectul. Mulțumesc. Trecem la punctul 2. Vă rog, domnule. Aș vrea să, domnule președinte, aș vrea să vă mulțumesc în numele oamenilor de strada Muntenilor că s-a finalizat această investiție, că era și timpul, numai că dacă tot venim vorba de ea, e și o mică problemă, nu crește presiune la factor. Adică dacă tot am finalizat, o să vedem ce face. Să dăm total funcțional ca să nu, nu facem o investiție și să nu să ne trezim cu domnul Bogdan, am o întrebare. Strada Muntenilor în comuna Văvra, nu? Da. Deci nu e în altă comună. Am înțeles. Nu, de asta am înțeles. Deci vis-a-vis din strada Muntenilor, suntem la faza de recepție a Bucurării. Nu s-a plasat nimeni de când am dat la Bucurării. Da, da. Nu am trei ațile, eu vedeam din comuna Strugari. Doar că nu vine despre Brașa. Ești funcțional, vom vedea ce presupune și a făcut presiune, avea presiune, avea tot ce trebuie la domnul președinte, am sesizat pe România dumneavoastră fină, că trebuie să motivez abținerea? Nu. Nu am cerut treaba asta. Nu, dar ați avut o ironie fină pe asta. Asta e. Vă rog, domnul președinte. Raportat la lipsa de presiune în conductă, nu s-au branșat ceilalți, din cauza asta. Ei nu sunt pe conducta în lucrurile. Când se vor branșa, atunci vor avea presiune la urmă. Trebuie să știți toată lumea că e urgent. Noi vrem să branșeze, pentru că dacă rămâne conducta nouă, nu numai ei nu au presiune, nu au nici cei de anumare. Am înțeles. Mulțumesc. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local pe anul 2018. Încă o dată fac precizarea. Acest proiect v-a fost transmis, ați avut ședință pe comisie. Doamna contabilă a răspuns la toate solicitările pe care le-am avut. Personal am sunat-o, i-am dat cel puțin 4-5 telefoane ca să mă lămuresc. Deci, dacă sunt probleme care, într-adevăr, vreți să le aduceți în discuții, da? Deci nu facem lecturare și urmărim dicția nimănui. Vă rog să vă înscrieți la discuții. Poftiți, domnul Calau. Nu știu unde este, dar vreau să vă spun că rețin că balastarea și vizepizirii au fost 26.000. O sumă, așa, luată... 26.833. Adică la comun. De ce n-ați încălcat, doamna contabilă, dacă să-mi spuneți? De ce n-ați spus cât e balastarea, cât este vizepizirii? Eu vreau să vă spun un dat. Ce ați... ce este cuprins în material este prevăzut pentru trimestrul 4. Pentru trimestrul 4, încă nu am făcut pentru vizepizire. Asta că spun. Deci ce aveți acolo este efectiv trimestrul 4, lucrări de întreținere și... Deci fără vizepizire? Pentru... Două milioane și... Nu, trimestrul 4 el nu este. Dacă vă uitați în... Da, să vă spun cât este trimestrul 4. Dar vă rog, doamna, dacă aveți... Da, nu, nu, deci, pentru trimestrul 4 s-au făcut plăți în sumă de 48.438 de lei, care nu cuprinde și dezăpezire. Deci nu am factură pentru dezăpezire. Nu vorbesc din plăți, vorbesc din facturile... Anterior s-a discutat la... Primit din acum, 2 miliarde și ceva, nu am spus că... Pe total, în 2018, s-au cheltuit 206.000. Deci 2 miliarde... Care este inclusă și factura de care, și mai avem încă, mai sunt facturi de venit pe dezăpezire sau pe plasare? Da. Adică, în 2018? În 2019. Vă aveam făcut de execuții în 2020. Domnul viceprimarul poate spune. Păi, dezăpezire nu sunt ei, deci ca ianuarie, februarie. Am înțeles, am înțeles. Și vom primi acum, și deci, o avea cuprinsă în execuția la trimestrul 1-2019. Și cât e? Dezăpezirea pe 2019 cât a fost? Încă nu. Nu dacă în 2018-2019, în jur de... Așa cum e 2017-2018, de fapt, ceea ce e prezentat aici. E 2018-2019, în jur de 30.000 de lei. Deci nu sunt neapărat. Și restul este 2 miliarde și ceva, restul sunt balastări? Dar nu sunt inclusi. 2 miliarde 6 sunt balastări. Iar factura pentru dezăpezire. Deci v-am explicat.
Contul de execuție care îl aveți acolo este pe total an. 206.000 pe total an. Dar pentru metrul 4 pe care noi îl prezentăm acum, că eu la 30 septembrie v-am prezentat la 30 aprilie. Pentru primul trimestru v-am prezentat o execuție. Pentru iunie v-am prezentat o execuție. Pentru septembrie v-am prezentat o execuție. Acum o prezint pentru trimestrul 4. În trimestrul 4, adică octombrie, noiembrie, decembrie, nu am facturi de desăpezire. S-au cheltuit doar 48.000 de lei. S-au achitat facturi pentru creții de drumuri. Înțelegeți? Mine mă interesează că așa. Mine mă interesează că câte facturi au venit total facturi. Câte avem de aici? Anul trecut? Da, anul trecut pe bine balastă. Păi eu n-am știut că mă interesează tot anul, am zis că discutăm ce nu s-a discutat până acum. Până 30 septembrie am tot discutat, trimestru cu trimestru, factură cu factură. Ce treabă a văzut domnul primar de acolo? Stai la început. Acum, eu unde să... S-au discutat la anterior, acum ce să vă spun, da? Chiar acum, dacă mă închipuiesc că am luat un dat cu factură. Asta era problema a care am tot visat-o eu. Dom'le, dacă aveți o nelămurire, de ce nu sunați? De ce nu vă edificați? Stăm acum să căutăm hârtii ca să vă dăm răspuns. În suma pe care o consultare la doamna contabilă, sunt facturi și eliberate la sfârșitul anului 2018, 17 hectare în 2018. De asta apar sunați. Care vă știți sumele astea? E normal, domnule, în 2019, vin 2017, continuare în 2018, iar în 2020 o să vină 18 cu 19, nu-i clar. Pentru că ne-am lungit cam mult, dacă ține minte, cu plata. Am plătit, cred că și undeva pe vară, niște facturi, nu mai știu exact. Am avut bani prevăzut în prima parte, în totalitate. Am avut balastul de la luat atunci, în luna ianuarie, de la... Dar am plătit în luna de față, da. Să te zâri. Da. Dar în aprilie, dacă țineți minte, au fost în prima parte. Are de-o scris sumele astea, dar nu... Nu desfacem balastare, doar să știi ce balastare. Haideți să vă spun ceva, dar ați văzut. Este din 206.000, 75.000 și ceva sunt agregate, transport plus agregat. Scădeți din 206.000, 75.000, rămân 125.000. Asta înseamnă o parte de zăpezire, o parte balastare, o parte sau efectuate... Și anterior, dar mai ceva. Sau efectuate niște punți. Nu? Punți... Cu pădeță, pădeță. Poți, da, da, nu sunt considerabile, dar nu pot influența. Dar poate celebra din aparatul primării să-mi spună cât s-a cântuit pe 2018 la parastare sau pe dezăpezire, de falcat? Vă pot, dar ce este dezăpezire? Da, păi, asta era problema, domnul Tarabă. Dar este, dar de ce n-ați cerut? Dar știți, pentru că, doamna, am făcut ședința ieri și erau... După ora 4 și ceva. Și eu am venit și domnul primar și am intrat în alte discuții și mai am doamna... Cuvintele de obicei, ca să ai tipa. Era marcă la ședință. Vorbeam cu domnul Călă. Ați venit de acolo de acță postie la ședință. Da, și acum, dumneavoastră, dacă aș vrea sos la ședință și niște țări, domnul Călă, puteți să-mi spuneți cât am cătuit privat ăsta? Domnul Dalau, eu dacă știu pentru mine. Da, vă rog să nu pot. Dumneavoastră trebuie să vă faceți datoria de constituire și să vă faceți temele înainte de ședință. Eu fac temele, domnule. Să vă duc. Să vezi. Nu face jocul. Nu știu atunci jocul. Dar tu vreau să faci jocul, domnule. Dar bineînțeles că faci jocul, domnule. Ce e un joc, domnule? Ai impresia că cineva fac una așa cu bani și fugi cu ei acasă. Da, bineînțeles. Da, bineînțeles. Va fi părerea dumneavoastră sau gândul dumneavoastră. Nu sunt de bun. Da, vă rog, domnul Berușcă. Da. Am văzut pe urmă de execuție procedare că s-au cheltuit 31.000 de lei cu stație de autobuz. Aș vrea să adresez aceeași întrebare pe care m-a adresat-o colegul Bogdan la ședința trecută. Cum montăm restul de stații de autobuz, domnul primar? Sunt la tine, domnul. Doi pe bani, unii pe bani. Am întrebat că sunt bun. Asta nu am făcut deja la timpul dumneavoastră, aș primul contract, domnul era să ne-a făcut. Așa, mai avem un autor în sus aici. Am înțeles. Bun, asta e o întrebare. A doua întrebare, care ține tot de contul de execuție bugetară, ați vedea că de după geotehnic 7.97 lei, după geotehnic societatea care are... Domnul Munteanu! Poate ține ședința afară, ca să nu livreze. Poate să ne ascult.
Marcel! Un pic sonorul! Societatea Topo Geotehnics, după câte știu, este societatea care ar trebui să se ocupe cu problema suprafunilor de teren din zona Metalba Cușbic, nu? E domnul Cernat. Dumneavoastră văd că le-a făcut la, da? Dar nu văd rezultatele. Nu s-au rezolvat problema cu suprafunilor. Spuneți-ne cum... Dar nu știu că vreau schimbat, a făcut de pentru acolo. Să vă întrebați ce cum ar fi zis, mi-ați puneți întrebarea cum vă convine pe asta. Nu, stați în voie, v-ați întrebat să vă răspund. Da? Dumneavoastră puneți întrebarea de la coadă la cap. Am înțeles. Știți că acolo noi aveți un contract pentru o suprapunere în Metalbar și văd că ați făcut plată. Păi, domnul Cernat avem mai multe. Avem mai multe contracte. Mi-ați făcut două plăți, domnul Cernat. Cu domnul Cernat am făcut și actualizare în domeniul public. A făcut o grămadă de alte lucruri, da? Bun. Am făcut și măsurători pentru zona și voi. Am făcut măsurători pentru gaze, pentru mai multe proiecte pe care... Răspunsul domnului care este pentru zona Metalbac. Răspunsul meu este strict la ce aveți dumneavoastră în execuția bugetară. Da, ce nu la execuția bugetară. Da? Ce aveți în execuția bugetară? Vreau să vă întreb, domnul primar, ar cheltui pe salubritate 230.000 de lei. Văd aici la taxe speciale la încasări. Vreau să mă luminați dacă acolo este, la taxe speciale, de spun prin încasări. Văd, altfel nu văd taxe din... Avem 152.000 de lei încasați pe salubritate. Până la 230.000 e o diferență de aproape 80.000 de lei, care este suportată de la bugetul local. Aș vrea să vă întreb, domnul primar, v-am mai întrebat și în ședințele trecute, câți plătitori de salubritate ați făcut de la Zacumon? Ați făcut o situație? Nu vă pot face un răspuns acum, dacă spuneți înainte, ne pregăteam să vă spun exact. I-am centralizat funcții de cerere pe care l-am ajutat. Deci adisul nu e soma, să știți că adisul îi taxează. Da. Eu nu asta am întrebat. Eu am întrebat câți plătitori de salubritate avem în momentul de față. Astea întrebări de genul ăsta, domnul... O să fac în scris. Costi, m-am mărut. Bun. Vreau să vă întreb. Acum vă dați seama că numărul nu este fix. Primul e pleacul, mai vin, fac cerere, se retrag pentru pleacă străinătate, mai apar alții. O comună în care nu stau oameni legali de ani. Văd că noi am cheltuit pe balastare de zăpezire o sumă de 206.000 de lei. Vreau să vă întreb cu societatea care avem acum contractul, văd că sunt închiriat. În contractul pe care îl aveți dumneavoastră cu ei, trebuie să vă notifice dacă sunt închiriază lucrările unei alte societăți. Trebuie să spun că este înregistrat la sediul primăriei un accept al subînchirierii. L-avem? Nu știu ce vă. Vă în contractul de lucrări care îl aveți dumneavoastră cu MOVU, scrie că nu se pot subînchiria lucrările de dezăpezire sau de balastare către altă societate, decât dacă există acordul primării Măgura. Acum două săptămâni, când se făcea balastarea în zona Ușbic, angajații de acolo nu erau angajați de MOVU, erau angajați unei alte societăți. Ei au declarat bunița lor. Dacă au contract, dacă e... Mi-aș trebui să mă duc să iau cu fiecare parte cu buletin, să-i încep. Omul s-o prezenta cu utilajele și cu personalul aici. E treaba lui dacă are angajat la el sau... Păi nu, dar e doar cu acceptul nostru. Cu acceptul primării mele. Să subiți chirie. Așa scrie contract, da. Contractul cu dumneavoastră. Eu am contract, noi avem contract cu ei, domnule. Da? Dacă vreți să cer și lista de personal cu CNP, cu XC la fiecare angajat în parte, chiar nu vreau să știu. Nu are. Eu nu am cunoștință să fie sub contract. Dar nu trebuie să fie. N-am primit o comunicare. Asta vreau să fie. Domnul Mare, prieteni. Da, vă rog frumos. Am încheiat, vă mulțumesc. Domnul Niță Valeriu. La capitolul 84, aveți o plată făcută pe 31.3.2018, o plată de rămasă, probabil, la iarna trecută. Veniți acum? Nu? Nu. Aveți o plată, am văzut, parcă așa. Deci, aveați doar plăta că aveți. Nu, factura de dezăpezire este depusă pe 29.3.2018, în valoare pe 65.000 de lei. Asta este dezăpezirea. 2017-2018, începutul 2018, da? Asta este, 65.000 de lei de zăpezire. V-am spus că 2017-2018, nu ai văzut. Bun, și contractul pe 2019, când este de zăpezire?
Domnul cu ce bunii încheiați? 2019 și 2020. Deci am la început noiembrie, nu mai. Deci nu-i prezit nimic așa. Da, altcineva, vă rog? Dacă nu vă supun execuția bugetară, la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Avem domnul Talal, domnul Berușcă, domnul Valiniță și domnul Fisa. Doamna contabilă, vă mulțumim. Domnul Zalau, mai aveți de cerut vreo situație de la domnul contabilă? Vreau să-mi dați Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea calității de evaluator a primarului comunei Mărăna pentru realizarea evaluării performanțelor profesionale individuale a secretarului comunei pentru activitatea din 2018. Dacă sunt discuții, dacă nu vă spun aprobări, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Mulțumesc! Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale pentru anul 2019 la Asociația Comunelor din România, ACOR. M-am folosit de modelul de la GAL, am lăsat Asociația Plaierului Justiției și acolo trebuie acolo, da? Și mai am o greșeală, prima parte de exprimare, dacă mai știu exact cum. Am văzut-o pe calculator astăzi. O greșeală de exprimare în preambulul hotărârii. Asta vreau, dacă permite, să corectăm în hotărâre. Deci la articolul 3 acolo și... Da, vă rog, vă scrieți la discuții. Vă rog, domnul Berușcă, mai a domnul Talal. Ia să plec, domnul primar, dacă s-a prezentat cel mai departe al primăriei Măgura, la întâlnirea din februarie Asociației Comunelor din România. Mă rog, domnul Berușcă. Vreau să poate îmi repet întrebarea, dacă s-a deplasat, s-a prezentat la întâlnirea Asociației Comunelor, ce a avut loc acum o lună la Ring Grand Hotel în București, cineva din partea OAT Măgura, pentru această asociație, și dacă mai e nevoie să mai fim membri acestei asociații, inițial am intrat, deoarece, într-un fel sau altul, Asociația Comunelor făcea un audit economic, de specialitate, parcă asta era discuția inițială. În condițiile în care am văzut că Primăria Măgura a inițiat procedurile pentru un examen la Asociația Funcționarilor Publici din România pentru auditor superior, în cadrul OAT Măgura. Vă rog, domnul primar. Deci, la Asociația Comunelor nu se discută în mod deosebit despre auditarea sau despre corpul auditorilor publici înființați în cadrul Asociației Comunelor de România. Discut diverse probleme, nu am participat și nici nu am delegat. Pune, sincer, vă spun, s-a părut mult prea scump. Era vorba de vreo 50 de milioane pentru participare la un astfel de evenimente.
ce să vă spun, dacă chiar era nevoie sau neapărat să participăm, am văzut că nu au participat de România. Și cred că dacă aș fi participat, aș fi primit așa o sumă, cu siguranță că astăzi ar fi pus întrebarea, până să justific, să fie banii ăștia să mergi la asociația Comunului de România. Cu siguranță așa ați întrebat. Pentru că, așa a spus dumneavoastră, ăsta e rolul meu, să cercetați. Și atunci am decis să nu merg, pentru că mi s-o părut pe cheltuială mult prea mare pentru buget, să mă duc la 50 de milioane pentru a mă caza în București, la hotel, poate că problemele care s-au discutat acolo erau de maximă urgență sau de... Dar de interes maxim, noi cred că ne putem informa și pe alte, că ei nu neapărat este în prezența voastră, că prima așa. Să primim primul răspuns. Al doilea răspuns? Dar ne dorim să angajăm auditor la primăria Mângurii. Am înțeles. Da. Din curiozitate, acum că e obligatoriu, nu este. Pe site-ul primăriei am văzut că nu ați pus anunțul. Poftiți? Am văzut că pe site-ul primăriei anunțul de angajare nu l-ați postat. Doar face ANFP-ul, domnul. Eu știu că e făcut de ANFP, dar zic așa, dar poate unii nu se uită pe ANFP și se uită pe site-ul primăriei. Alte anunțuri... Examenul se ține la ANFP la București, nu se ține aici. Deci este strict exact. Știu foarte clar. Cunosc procedura. Păi, dacă o cunoașteți. Eu v-am întrebat de ce n-am spus pe site-ul primăriei, domnul primar. Asta v-am întrebat. Păi, nu m-am gândit. Eu vreau să te ai văzut site-ul primăriei, domnul primar. Și anunțul efectiv nu avem noi. Semnătură și partid la ANFP-ul. Deci ei au făcut toate procedurile. Este strict în sarcină. Eu știu că mi-aduc aminte că v-am explicat chestia asta. Pentru toți doritorii și cei care își doresc să ocupe un post la o instituție publică, există posturi.gov.ro unde găsești orice vrea și când vrea. Deci transparența este asigurată. Am înțeles, eu v-am înțeles foarte bine. Dacă neavând anunțul efectiv, noi, n-avea cum unde să vă domnul Berușcu, mai aveți? Nu, mulțumesc. Eu mulțumesc domnul Talal, după care domnul Trăistaru. Dar și domnul... După domnul. Domnul președinte, avem în vedere că avem un site care plătim niște bani pentru întreținerea lui și care mi se pare normal că chiar dacă ANFP scoate la concurs, deci acest post este aparține Comunului Măgura, iar noi suntem interesați și ar trebui toate primăriile care au site când scot un loc de muncă, așa pune pe pagina primăriei OAT-ul respectiv. Adică că nu-i treaba noastră, că nu știu care. Nu zic că trebuie orice chestie care vă interesează cu un cetățean sau nu știu care. Așa trebuie să existe pe site-ul primăriei. Iar dacă angajăm la primărie Măgura, suntem obligați să punem acolo pe site-ul primăriei angajări. Adică despre ce vorbim? Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Domnul Trăistaru, după care domnul Mință. Bună. Problema este că am dat la asociația statului. Noi plătim o sumă, și aprobăm ulterior proiectul de hotărâre, prin care noi contribuim cu o sumă de 500.000 de lei anual. Având 1.500 de lei. Pentru că suntem conștiuari și facem parte din Asociația Comunului. Întâlnirile care se fac cu primarii, nu se fac. Pentru că vom cheltui niște bani sau vom pierde ceva. Nu cred că își pierde mai mult decât am câștigat. Pentru că acolo sunt implicați factori de decizii, oameni care reprezintă guvernul, care reprezintă parlamentul, care reprezintă situația economică a unui stat. Și atunci noi, ca comună, cred că avem nevoie pentru a avea informațiile necesare, dar este foarte bine ca să ne implicăm pentru a cunoaște cât mai bine problemele care sunt la nivel de țară, ca și noi la rândul nostru să avem cunoștințele Consiliului Local de ceea ce se întâmplă acolo. Că atunci, foarte simplu, ar putea să spunem că, doamne, nu mai facem parte din Asociația Comunilor și gata, terminăm. Totuși oamenii ăia care sunt acolo și pe care îi susținem, primesc niște bani și totodată ei se implică pentru comunitățile pe care normal noi avem reprezentantul nostru.
Nu cred că erau valoare cine știe ce de mare, mai ales că sunt atâtea cheltuieli. Mă uit la multe lucruri, nu vreau să sar de una în alta, dar rămân la poziția că oricând este o întâlnire, trebuie mers și trebuie să fim informați cu Consiliul Local de ceea ce se discută, pentru că persoanele respective sunt mult mai bine documentate și pot să ne aducă răspunsuri clare și obiective. Mulțumesc, domnul Traistaru, domnul Niță. Da, legat de ceea ce vreau să întreb, propriu-mi am fi răspuns la domnul Traistaru. Totuși, noi suntem membri de 2014 și în ca să nu mă abate la cuvânt, domnul Traistaru, aș vrea să știu, ne-a ajutat cu ceva din 2014 până în prezent asociația sau organismul ăsta? Într-un fel anumit? Dar ce ați vrea să mi facă? Păi nu știu, să primim o informație, să ne ajute, am trebuit. Te ajută, e un organism care te ajută să obții niște fonduri, da? E sau din proiect informații și vis-a-vis de fonduri, și vis-a-vis de alte reglementări care apar în legi. De ce avem o corespondență? Pentru că la un moment dat pare un oameni și un sistem de bani publici, cam așa mi se pare. Pentru că ei sunt ființați cu la Constanța, își desfășoară cu dare cu la București. Nu știu câți membri are, nu pe vezi nicăieri, n-am văzut. Câți membri nu dați în țara asta? Sincer, nu vă spun ascult. Cred că spuneți prostii. Da? Dar nu. Da, ascult ce am așa. Ascultați-mi explicați. Cred că 90 ceva la sută din toate localitățile domnului. Nu. Nu am participat, v-am spus, nu sunt prea spus, sunt el la București. Poate că ar trebui, domnul Prescar, atât. Păi dacă spuneți prostii, atunci spuneți dumneavoastră. Dacă ai idee, exact același loc. Adică, de ce să facem rost? Ce să facem, să mai facem parte dintr-o asociație? Eu n-am fost niciodată. De acord, să facem parte dintr-o asociație, să facem ceva. E aceeași idee. Domnul, nu mai merge, nu mai facem nimic. Ești exact de tot. Stăm la capac toți, aici ca la... Să facem o enclavă, în Bălgura, se cheamă. Deci nu vă acuza nimeni. Nu vă acuza nimeni. Vă încerc pe explicații, dacă puteți să o dați, cât încă să fie credibilă. Păi, dumneavoastră spuneți că ar trebui să ne ajute în mod cum, să vină efectiv la ușă, spun, noi suntem asociația, uite, să aducem, așa. Eu știu, spun, din masă, un proiect de 5 milioane de euro, că aducea probabil la asta, mulțumit. Avem numai obligații, dar dreptul nu. Nu avem numai obligații, nu avem numai dreptul sau numai obligații. Da. Avem informații pe care le primim frecvent la ei, v-am spus că avem o colaborare destul de activă, așa, nu e... Ce e până? Da, se vede, mă. Da. Mai aveți, domnul Răză, mai aveți? Domnul Traistaru, completare după care domnul Răză. Uite, ca să vă spun, poate că am omis, dar vă spun exact interesul care este și partea care este benefică și cum am putut rezolva problemele pe care i-am adus la timpul respectiv pentru Rigoare. Deci, am discutat cu reprezentantul guvernului la timpul respectiv, era Ministerul Dezvoltării, domnul Dragnea, nu mi-e rușine, adică că eu nu sunt cu niciun partid, ci sunt... Nu să-ți fie rușine, să să spun ce am discutat. Deci, am discutat cu reprezentanți ai guvernului, care s-au prezentat la Asociația Comună și tocmai de asta am venit și am întărit lucruri pe care, normal, l-am și l-am transmis colegilor, că am primit banii aia pe care, normal, dacă nu m-aș fi dus și dacă n-ar fi mers cu mine unul, deci nu numai dânsul, pentru că am apelat la toți la factorii decizii cu care am putut discuta, pentru că în momentul ăla discuți ca de la om la om și ai posibilitatea de a-și expune mult mai ușor problemele pe care le ai pentru comunitate. Iar lucrul pe care normal l-am rezolvat și au fost și alte lucruri, dar eu nu le menționez acum, ar fi foarte multe, dar în timpul a 8 ani cât am fost primar, am avut posibilitatea de a discuta. Și atunci am spus că este foarte bine, pentru că am primit o finanțare și am adus bani care nu au fost aduși de nimeni niciodată. Dacă nu m-aș fi dus să mă implic, n-aș fi avut cu ce să fac drumul. Și nu numai cu că am vorbit, și cu alte persoane. Și atunci eu consider că dacă plătim, trebuie ca să și mergem, că înseamnă că ne interesăm și ei, dacă o să vadă că ne interesăm, o să și beneficiem de ceea ce normal vrem pentru ca să facem comunități. Am înțeles. Am văzut să vezi, domnul Bogdan Pleșca, după care îi propun sistarea discuțiilor. Cred că, deodată, e destul de greu să stai să vorbești cu un om atât de reprezentativ pentru că un om nu vrea fi domnul Pleșca. Dar totuși o să încerc. Vreau să-mi dau și eu părerea pentru pe acest proiect de hotărâre. Dacă e să împărțim 1500 la 12 luni, ne dă în jur de 130 de lei pe lună.
100, da, 130 de lei am pus aproximativ. Cred că ne ajută această asociație, pentru că în momentul în care avem vreo problemă, avem de ce, putem să punem mâna pe telefon, putem să cerem o informație de la Asociația Comunelor, ne poate pune în legătură cu anumite persoane, deci cred că este un proiect benefic pentru noi ca și comună. Doi rămâne și eu, cred că trebuie să participăm la întâlnirile acestea, dar țin să fiu de acord și cu domnul primar. 5.000 de lei mi se pare destul de mult să te duci să stai 3 zile cu primarii din țară ca să poți să te arim de acolo. Chiar există. Da. Mulțumesc frumos. Da, mulțumesc domnul Pleșca. Vă supun aprobării acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, domnul Talal, domnul Perușche și domnul Miță. Vă mulțumesc. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale pentru anul 2019 la patrimoniul Asociației GAL, Plaiul Vise. Vă rog să vă scrieți la discuții. Mă scrie la cuvântul. Pentru că am avut trebuie să prezentați... Nu, am avut cu proiectul, știi că poți să știu, eu cunoaște toată lumea. L-am avut și la participat și la ședința de comisie de chef. Au fost discuții de tema aceasta, vis-a-vis de alocarea 35 de milioane și acum am promis, m-am interesat abonita să cu doamna Pe și cunoșteam mai departe, dar n-am vrut să... Din lucruri n-am vrut să vorbesc fără să știu unde vreau să mă spățelic. Auzi, am fost la doamna Stoica și m-am informat. Aprobat pe GAL, Paiurile Bisteței, sumă neelegibilă, este 64.880 pe toată perioada de funcționare, adică pe aia bisteței. Pe perioada pentru care s-a făcut... Până astăzi. Nu până astăzi. Până când? Pe 3 ani de zile. Dar și avem așa, ca să vă dau cotizație. Am înțeles la dumneavoastră, cu doamna contabil, v-ar fi spus că am cheltuit de leagă, din GAL, ăsta e glumă, am fost înțeles. Vă rog, vă rog. Era și dumneavoastră, domnul Viciu, poate l-am înțeles eu, bine, nu știu ce să vă spun. Haideți ca să explicați cum l-ați avut. Exact. Avem așa, cotizație pe 2017, 15.000 de lei. Cotizație pe 2018, 15.000 de lei, pe care n-am plătit-o. Și cotizație 34.880 pentru anul 2019. În condițiile în care cine nu plătește cotizații și nu trage niciun fel de sumă. Racova nu plătește și nu trage niciun fel de sumă. Înțelegeți? Deci, din 7, practic, activ din GAL, suntem 5. Ei nu beneficiază, nici nu au ieșit din GAL, oamenii au rămas acolo, pentru că așa era schema de la început. Nu știu, doresc, e treaba lor, nu reușesc, nu pot să-mi dau seama, nu pot să-mi dau detalii. Deci, pentru care suma este de 34 din anii noastre. Pentru că nici eu l-am înțeles, dar, doamnă, totuși haide să avem niște explicații. Vă rog frumos, domnul Tarău. 348.880, totuși 35 de mii. Da, a spus 34 de milioane astea. Nu ce-am spus. 35 de mii. Asta e explicația pe care am primit-o așa. În condițiile în care tragem o dată 75 de mii pe bolul excavator și încă 30 de mii care vor fi alocați în următoarea perioadă pentru cine vom dori noi să achiziționăm. Total? Total 105.000 de euro, ca și taxă pe toată perioada de contribuție, avem undeva la aproape 310.000 de euro. Din 105.000 de euro. Asta e contribuția noastră, dacă e să facem o balanță între ceea ce luăm și ceea ce dăm. Cam asta e, pentru că spunea problema aseară, domnule, păi mai degrabă cumpărăm un excavator cu banii noștri. M-am pus și eu curios. Dom'le, chiar vor fi miliarde, așa că eu nu mi-am inteles să dea miliarde la GAL. Am dat taxe pe care am aprobat cu toți impozitul local aici. Domnul le-am stabilit. Eu... Da, mulțumesc, domnul primar. Vă rog să vă scrieți la discuții. Domnul Talal, vă rog. Domnul președinte, aseară am avut o ședință de comisie și doamna contabilă a spus că cu acești bani de 35 de mii avem 1 miliard. Da. S-au cosmetizat. Da. Astăzi a venit și ne-a reproșat că de ce am spus lucrul ce? Că domnul primar a certat-o și a spus că nu era unul. Doamne, noi n-am spus nimic domnului primar. Noi am întrebat câți bani s-o dat până acum, pentru că dacă am dat un miliard, nu știu, era mai bine să fi cumpărat cu bani de acum 4 ani de zile și îl foloseam. 3 ani de zile îl foloseam și scotea bani. Deci un calcul economic, un om gospodar. Păi dacă dau, nu știu, 2
miliarde, ca să ai un miliard, nu înseamnă că trebuie să o duc acasă. Deci astăzi au venit și au spus, nu e un miliard, sunt 90 de mii, adică 900 de milioane și 5 de milioane care rămăsese la prieteni pe vremea domnului Traistan. Avem 15.000 odată, 15.000 odată și cu 35. Ăștia sunt banii care am dat la bani. 15.000 care avem de plătit de anul trecut, taxa care am aprobat în ianuarie. Nu, au spus că avem... 15.000 avem din 2017. Pe vremea când era domnul Traistanu, se plătea o sumă bună, deci la femeie, pentru că era în înființare. Taxii cu... din tribunal. Din nu știu ce au plătit dumneavoastră, nu știu ce am plătit domnul Traistanu. Nu erau sume mari la... Erau sume mici, pentru că el nu era. Când a intrat în funcțiune, s-au stabilit sumele pentru... Vreau stabilit, să înțelegeți clar, nu mai fi domnul Toras, să înțelegeți clar. Solicitarea pentru cotizația pe anul 2019 nu este făcută numai pentru comuna Măgura. Deci toate comunele participate plătesc aceeași sumă. Mai puțin Mărgineniu și cu Racova, care nu pretind nici sume din gală, nici nu... Practic care contribuie și la... La început de mandat am hotărât, eu am votat împotrivă. A fost o instanță, a fost o instanță. Și domnul Greșca atunci a făcut pe Facebook, că nu știu ce, suntem împotrivă și așa mai departe. Sardanic era o restanță de la Gal care 15.000 și încă nu știu cât. Vă 24.000. 24.000, da? Și am votat. Era o restanță, da, era o restanță. Nu m-am spus mie acum. E un studiu pe care l-a plătit. Nu m-am pic, nu m-am pic. Pe care l-a plătit, dați-mi minte, era un studiu. Domnul primar, nu m-am întrebat când ați vorbit. M-am să fie prin două ori. Deci, data viitoare, dacă, ca să nu fie așa, puneți-vă la punct cu doamna contabilă, ca să veniți cu aceeași sume. Doamna spune că la seara un miliard, dumneavoastră veniți acum și puneți cu aceeași sume. Da, i-am reproșat astăzi și chiar ai reproșat, doamnă, dumneavoastră, nu ai noțiunea cuvintelor sau a cifrelor, despre ce vorbim. Documentează, doamnă, dă, furnizează informații clare și concrete la Consiliul de Comunitate. Nu, nu cred că dumneavoastră... Nu uitați pe trebușa așa, un miliard și ceva. Domnule, despre ce vorbim? Dar aveți aici situația clară. 2017, 2016, câte 15.000 de lei. Nu e adevărat. În 2017, la 2016 am aprobat la jumătatea din 2016, 240.000. Eu ce să fac? Era instanța de la domnul Iosu. Nu o plătesc. Am plătit suma care a spus eu. Nu plătează, da. Chiar dacă e de la domnul. Că s-a dus... Vorbim de cotizații, vorbim de un studiu făcut. Vorbim de cheltuieli. Mă rog, domnul Beroș, că-ți vorbați după asta, da? Înțeles, nu mă pot abține. Mai mă rog, mulțumesc, am terminat. Mulțumesc. Poftiți, domnul Beroș. Da, am făcut câteva întrebări, domnului Dumana, să cer să fiu rapid. Dumnealui, aseară n-a putut să ne dea un răspuns, poate ne dă astăzi. Cum s-a motivat în ședința Consiliului de Administrație, când ați fost la GAL, s-a motivat această mărire într-un fel. Cum a fost motivarea respectivă de la 15.000 la 35.000? De ce? Nu știu, dacă două nu au niciun fel de cotizație, dar înființare, faci o cotizație. Adică ăsta este singurul motiv. Deci Mărgineniu și cu Rac, nu știți de ce vă întreb? Dacă e scurt din inga... Știți ce vă întreb? Mai sunt niște galuri, de exemplu, galul Colinde Tutovei, Traian Secuieni, cotizație 4.638 de lei pe an. Galul Valea Trotușului, Târgu Ocna, Părgărești, 8.500 de lei pe an. Galul Valea Muntelui, Dofteana, zona respectivă, 10.000 de lei pe an. Astea sunt cotizații la alte galuri din județ. Și le-am mai dat câteva dintre colegi să vadă programul de achiziție al proiectului pe galul la Iulie cu cheltuielile care le are galul nostru. Să știți că sunt niște cheltuieli foarte, foarte mari. Este, cred că nici cel mai tare proiectant nu are un calculator la 8.800 de lei. Sunt care au mai mulți membri, într-adevăr. Dar să știți că Galo Confluenții Moldavi, la Bășescu, respectiv, au o cotizație tot în jur de 10.000 lei pe același număr de membri. Ca să ne înțelegem. Dar cheltuielile Galului nostru, știți că sunt exagerate. 200 de milioane de lei vechi cheltuieli cu contabilitate, servicii externe. 180 de milioane consultanță juridică. Calculatorul 88 de milioane, unitate centrală 18 milioane, monitorul. Aerul condiționat 60 de milioane. Domnul Beroș, cum ai zis, foarte mari. Da, nu o dată, că n-am... Mai spuneți o dată. Deci, mai repetați. Pe galul, clarul e viței, vă dau și nu, 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 cheltuielile, domnule. 171.999 servicii de consultanță juridică pe anul 2018. E extras pe pagina galului. Am înțeles.
Servicii de audit și contabilitate, 19.800. Copiator, 6.000 de lei. Copiator. Bun, dăm mai departe. Computer de birou, 8.800 de lei. Monitor, 1.875. Imprimantă laser, pe lângă copiator, 1.560. HDD extern, 2.400 de lei. Hard disk extern. Deci total. Sursă UPS, 1.830. Bun, server 3.080. Software nu vorbim, 5.400 licență de Windows de astea, să spunem că astea sunt prețurile. Fax, astea sunt cheltuieli minore. Aparat foto, 1.260 lei. Videoproiector, 2.120. Aparat aer condiționat, 6.360. Mese, dulapuri, 3.700. Sunt niște cheltuieli unul primar, care sunt foarte mari. Și noi trebuie dar să... Dar eu nu țin cont al dispozitivului. Da, trebuie să întreții cheltuieli la organizația. Dobândirea de competențe de către angajați egal, 20.000 de lei. Pliante, broșuri, afișe, materiale publicitare, mape, pixuri, 3.000. Servicii de proiectare, site, 4.400 de lei. Vă spun că site-ul ăsta nu este actualizat din anul trecut, din februarie. Nu, Beruș, vreau să trebuie să înțelegi. Toate sumele pe care le spuneți dumneavoastră acolo, toate sunt aprobate de AFI. Nu sunt aprobate de mine, nu sunt aprobate de dumneavoastră. Toate sunt, tot ce trece pe fonduri europene, tot ce este în fonduri europene, toate gaburile astea, toate cheltuielile astea, merg cu aprobă la aprobă. Vreți să vă spun un cuplu? Da, eu ce să vă spun? Dați-mi voie să fac o completare. Domnul președinte, îmi permiteți a doua intervenție. Vă rog frumos. Aceste gaburi își privesc majoritatea salariilor și funcționarea respectivă din finanțările europene. Ei și-au prins o parte din salarii și din funcționare din finanțările europene. Galul nostru are foarte puține proiecte, chiar foarte puține, și ei nu au luat în calcul și perioada de implementare. Și s-au trezit acum că în perioada de implementare nu vor avea de unde să-și plătească salariile. Pentru că nici nu sunt proiecte. Vă dau exemplu Galul Polile Tutovei. Ei când au simțit și au dat seama că pe perioada de implementare nu vor avea salarii, au mai accesat alte fonduri pe POCU pentru structuri de economie socială. Sunt societăți comerciale care angajează persoane defavorizate. Și au mai făcut iarăși niște proiecte noi, niște finanțări de câteva milioane de euro pentru societățile comerciale din zona respectivă. Au mai atras alte finanțări ca și ei în timpul ăsta să poată să-și țină salarii, să poată să-și țină cheltuielile. Adică funcționarea. Acum, nu vă spuneați pe mine. Foarte slab s-a mișcat la altul. Deci foarte slab s-a mișcat. Nu putem nici să ajungem... Întreb și eu, de când înființa Polile Tutovei? Este, cred că, la a doua sesiune. Este, are cu câțiva ani mai mulți. Dar, sincer să vă spun... Că galul Flyerului Bistriței este cel mai nou gal, cred că, înființat. Nu știu dacă... El și confluenții moldavi de la Bălcescu sunt confluența de la Bălcescu. Dar am mai avut o tentativă de gal, cred că, în 2010-2011. Domnul Beruș, nu știu eu numai. Eu nu vă rog, vă rog. Este solicitarea făcută către toate oateori. Să nu înțelegeți că v-am acuzat de ceva. Eu vreau doar să prezint colegilor o situație reală. Cât plătesc alte comune, cum se mișcă alte galuri și care sunt cheltuielile galului pe care noi îl finanțăm. Mulțumesc. Domnul Talac a cerut o a doua intervenție. Scurt. Sunt 7 comune în galul Blaierului Bistriței, nu? Da. Deci care două cotizează în urmă? Două sau trei nu cotizează. Acolo se face un vot. Probabil când s-a mărit această cotizație, nu ați cum ați votat. Cum ați votat? Pentru mărirea acestei cotizații. Asta este important pentru mine. Dar bineînțeles. Nu, important este cum cheltuim banii comunii, domnul primar. Da? Pentru că sunt 7. Dacă sunt 7 comuni, da? Și 2 nu plătesc, înseamnă că n-au drept de vot. Înseamnă că 5 au votat. Pentru. Care este motivul? Galul, asociația asta a comunilor, funcționează domnul. Nu, ascultați-mă un pic. Galul nu funcționează decât în integralitatea lui. Au plecat 7 comuni la drum, 7 rămân. Dacă pleacă, dacă ies afară din joc, cele două comuni, se termină cu galul. Nu mai putem. Vă ascult, da. Păi și dacă vine doamna Stoică sau nu știu care sunt acolo, care am zis că obrazul subțire cu cheltuielile să ține, știți? Dacă cerea 2 miliarde să plătim noi, plătează, adică votați, adică dacă acele două comuni n-au achitat niciodată cotizație, da?
Păi și ce vine după 3 ani și scumpezi de la 15.000 la 35.000 sau mii? Pentru ce? Adică, ce s-a întâmplat? O crescut salariul la constructori? S-au scumpit copiertoarele? Adică trebuie să aibă argumentații. Doamne, sau și-o tras niște salarii și trebuie să le acoperi din banii noștri. Da, o să... Păi da. Genul ăsta, eu v-am spus aici care este motivația dată de doamna Stoica, mi-a spus că, doamne, avem două comunicări. Da, am înțeles. Iar rezultatul galului, asta este unul dintre cele mai stabile galului. Este posibil, facem și noi parte din el. Da, asta este. Facem parte și... Dar vreți să ieșim și de acolo și de la asociația acum, de unde vreți să mai ieșim? Ieșim visitor. Nu mai stăm nicăieri. La asociația comunilor nu e bine, la galul nu este bine, nu mai am votat. Nu, dar nu mai divagați. N-am zis și să ieșim din, am zis să ieșim de acolo. Asta era discuția așa. Am zis să ieșim din gal. Asta era discuția așa. Am zis să ieșim din gal. Am zis să ieșim din gal. Am zis să ieșim să ne dăm seama. Am zis 15.000. Bun. Domnul Pleșca, după care domnul Brânză. Da, și mie mi se par cheltuielile un pic cam mari în galul acum care a prezentat Lucian, însă nu mi se pare normal ca o comună, mă dată asociată într-o asemenea organizație, să schimbe jocul la în timpul mersului. Nu știu, trebuie găsit o variantă în momentul în care s-a făcut galul ăsta, cred că au semnat un acord prin care ei s-au angajat să susțină galul până la sfârșitul proiectului, nu? Nu susțin cu prezent. Adică nu au ieșit din gal, cum se dea că nu vor să strice... Acum... Să strice asocierea, pentru că așa au plecat într-adevăr la gol. Doar că nu... Da, nu mi se pare normal că noi să susținem cheltuielile celorlalte comune. Lăsând asta la o parte, astea sunt... O să fiu de acord cu acest proiect de hotărâre, dar doar dacă ai ne ziceți că domnul Abdulăi Scavați totul la numai acest. Haideți să facem discuția și cu Bodoi Scavați. După ce, după intervenția domnului... S-au făcut anumite cheltuieli. S-au tot făcut anumite cheltuieli și plătim cotizația la acest joar. Încă de pe vremea de la Mișticipiem așa. Și cred că ar fi timpul să vedem și rezultatul. O să vedem. Asta este întrebarea pe care ce da, să domnul pic să răspund. Haideți să facem discuția și vis-a-vis de situația cu Bodoi Scavatorul, da? Din motive care nu ne pot fi implicate nouă, s-a anulat licitația. Trebuie să anulăm licitația pentru că s-au prezentat doi competitori care nu și-au prezentat ofertele, așa cum trebuie, în varianta online pe zica. De pentru care a trebuit anulat această procedură. Din lucratul afirmă nu este chiar simplu. A trebuit să facem tot felul de corespondență cu dumneavoastră, să le trimitim toată documentația, să o cerceteze și, în final, pentru săptămâna trecută, am primit aprobarea anulării procedurii, pentru a începe o nouă procedură. Nu începe o nouă procedură și cu siguranță mă avea și un bun descălător. Cam așa stă treaba. Deci nu ne-am dorit noi lucrul ăsta, pentru că am fost primit la oasă, nu cred că care a depus documentația. Ideea e că suntem în luna parte, avem nouă luni la dispoziție. Doar că n-am reușit nu din cauza noastră. Nu din cauza noastră. Deci luăm anul ăsta sau nu? Cu siguranță că vom lua în următoarele două luni, să zic așa. Începe procedura și vom atârziua. Ăsta e bolul la primăria sărată. Se folosesc de câteva luni. Da, vă rog, domnul Peruș. Domnul Peruș, vedeți, același trend, aceeași exact aceeași discuție. Ești achiziționat săptămâna trecută. Nu uite câteva luni bolul la sărată, da? Săptămâna trecută. Am greșit. Domnul Brânză, vă rog. Așa e fără, intenționat. Vă rog, domnul. Iată, intenționat. Stimați colegi, suma, într-adevăr, este măricică. Dar noi trebuie ca să fim chizuiți. Să mergem la o fază de compromis. Dar asta am vrut ca să spun noi, de aceea răspunsul la domnul primar colegul meu,
dacă noi vedem și avem în față viziunea asta, adică pe care ajung la el, noi nu avem numai cheltuielile cu cap. Aici s-au făcut cheltuieli cu munca vie, cheltuieli cu timp, cheltuieli financiare și cu altceva, până ajungi cât la ea, până apoi, de mii de adrese, până el la muncă, trebuie astea trebuie care nu se văd, care nu se simt. Dar să știți, s-au făcut și anumite cheltuieli. Chestuie. Și majore, cheltuieli majore. Așa că, într-adevăr, suma este mare, trebuie ca să vedem ce pierdem, ce câștigăm, să fim insistenți, să ajungem să luăm, pentru că deja am încercat să spun la colegii mei aseară, nu am fost la un curs unde am fost, s-au prezentat mai multe comune acolo. Nu exista o comună mai sărată, nu puteam să vedem nașul de acolo, toți aveam de toate, domnule. Ce tractoare și mașini, mașini. Iar eu ce să le spun, că am un morga și ei erau ca și cum ar veni la mine. Chiar și în Chermar, haideți să-mi un schimb de experiență, că scoteam o damnicea în 50 de kg de vin, tăiam un cucoș și mâncam cucoș, făceam ceva. Dar nu aveam sfera la primării din ei. Nu depinde numai de prima treaba asta. Depinde de noi toți. Trebuie să fim, să lăsăm ambițiile politice la o parte, să ne dăm mână cu mână, să ne punem umărul, nu numai să căutăm vinovați, să dăm și soluții. Asta era întrebarea. Da, e foarte bine că ați ridicat problema așa, mulțumesc, domnul Vici. Chiar vreau să vă fac acum cunoscut. Am luat legătura cu un reprezentant de la o firmă pentru o dictare pe care ne-am dorit-o cu toții, da? Și ca la noi, așa e de obicei, nu pobunic, nu se poate altfel, da? Ați așa că l-am aici. La Iveco n-am zis cu asta. Am întrebat la Iveco pentru că știi că ei fac 4-4, fac scurte, ce mai bun, da? Și am cerut așa, sunt de detalii dacă poate 3 tone pe mare, cu dublu pe spate, cu 4x4, cum ați vrut dumneavoastră, cum ați luat, da. Deci nu au decât Ivecotele de 5,5 tone sau de 7 tone, 4x4, și este 59.000 de euro plus TVA. Ivecotele de 3,5 tone, tracțiuni spate, cu un de dublu, 31.300 de euro plus TVA. Întrebarea mea este, cine dorim de fapt, luăm o mașină până la urmă să facem ceva în primăria asta, să facem exact cum spune domnul Vici. Dreptul la mărginetul la primărie și în portapul, că plezești diferent mine. Aia au și, eu știu, și din ăla, telemac, de urcă pe stâlp. De fapt, tot felul de lucrări. Păi și toate zloate de la mărginet, toate zloate noi. Și eu... Nu zloate noi, zloate și se convenc, cred că mai mult de 50% din ele. Dar nu asta e ideea. Haideți să găsim o soluție, să luăm, să putem accesa, să luăm o mașină până la urmă. Pentru că stăm așa, vrem 4x4, dăm 60-70.000 de euro pe nivel. 4x4, domnule. Dar așa ați hotărât în ședință, nu? Așa am hotărât. Da, domnul primar, eu zic că asta e fapt, va face subiectul altei discuții. Vreau să vă spun. N-avem, vă dați seama, ca să schimbăm ce am hotărât atunci... Păi, va trebui să facem eu proiectul, să hotărăm o dată să terminăm cu... Am hotărât, domnul primar, să dăm până și nouă. Nu vrei să dăm un 4x4, că văd că se lucrează atunci. Modificăm un proiect de hotărât. Vă rog, vă rog, vă rog, vă rog. Stimați colegi, având în vedere că eu sunt în fiecare zi în primării și vă pot împărtă și cu ce mă confrunt eu. Când te duci dimineața și vrei să pleci la treabă, că e primăvară și e atâta treabă de făcut și nu ai cu ce, n-ai cu ce oameni buni. Nu am numai la infinit, dar când să o luăm, să facem. Sau când să luăm ceva. Te duci la oamenii ăștia și vezi, de bine putincios. Păi nu se mai poate, deci nu se mai poate. Ce spus, sunt comunii care au tocători de vegetale cu tractor, cu tot, de toacă crengi, toacă tot, dar nici nu se mai aruncă nimic. Iau și toacă, nu extrem și tot la vreo, nu la 4x4, cu roți mici, cu roți mari, cu dublu pe spate, fără dublu pe spate, cu aer condiționat, fără aer condiționat. Cum mai trebuie oameni buni? Să luăm o mașină să facem ceva. Măcar una. Domn primar, mulțumesc. Stimați colegi, cred că ne încamonăm cam mult pe subiectul ăsta. Ideea e că putem să vă dăm un mandat sau sunteți în calitate de primar. Duceți-vă, voi interesați-vă de câteva oferte, veniți cu niște oferte în fața voastră. Nu, nu, oferte, ai sigur în care fac 4. Nu, 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 mai multe tipuri de mașini. Uite, sunt 3 oferte, astea sunt, hai să facem un proiect. De nu, trebuie să poate în vecuna pe bună, ce mai bun în domeniu, la tracțiune, la astea. Este hotelul, este mergeul. Este mergeul mai scump, de exemplu. Este mai scump. Vă referim de fiatul, dar eu 4 mi-ați luat ura. Totul bun, nu? Am înțeles. Domnul Dalal, scurt. Și gata. Asta trebuie o hotărâre, pentru că dacă o luăm așa,
De exemplu, de exemplu, colegii care au zis-o, a, ce ai făcut? Haideți, domn Talat! Nu era subiectul nostru cu mașina, dar dacă tot părerea mea ar veni să luăm mâna nouă, indiferent cum, dar tot nouă o să fie, pentru că atunci ești acoperit de reparații junghi. Legat de utilaj, când credeți că se finalizează? Da, o zi, săptămâna viitoare, săptămâna viitoare să înaintăm documentația către afet, să mă aprobe. Eu zic că am un două de zile, ar trebui să fie finalizat. Vedem aici în fața primării. Ar trebui să fie finalizat. Facem poză. Și ce culoare? Albastră. Domnul, da, domnul Marcu. Bustac. Ce se întâmplă dacă vreau plătim acum? Ca ce nu știu că ați era scopat, nu știu. Da. Faptul mie pe bundor. Nu mai. Adică știi cum e acum, dacă mi-am lăsat și-am căruz, nu mai dăm bani pe la acolo, făcem cu bani în bani. Da. O să vă rog să-mi dați și mie voie să spun două cuvinte. Dar să rog pe domnul Berușcă să-mi dea câteva detalii pe timpul cuvântului meu. Vreau să știu următoarea chestie. Cheltuielile alea sunt de pe site-ul Galului. Eu aș vrea să vă întreb următoarea chestie și o rog secretară să vă răspuns. Deci, cheltuielile pe anul 2018 sunt astea, nu? 17 cu 18. Domnul primar, astea se aprobă din membrii Galului cheltuielile lor pe computer. Că tot, eu am luat foc computer, 8.000 de lei, vă dați seama, am luat... Nu, semnat, ștampilat cu cheltuielii care le-au făcut în ultimii 2 ani, de exemplu, sau de când suntem noi implicat. Și ca să vedem și noi, în șasumul cheltuielii astea care apar pe site. Mă bucur că da, dacă îți publicai tot astea. Nu știu. Adică dacă nu ți-ar fi de pui pe site, nu? Nu știu. Zic și eu, ca idee. Da, domn primar, și data trecută când ați... Este foarte ați scris cu apă pe site-ul primăriei că am ajuns la un acord cu așa și vreau să știți. Da, domnul, hai să vă rog. Dar trebuie știți, gala. Deci, domnul primar. Un răspuns, dați-mi un răspuns. La ce? Deci, cheltuielile sunt enorme. Vă spun foarte clar, ca să dai 6.000 de lei pe aer, cât din birouri au aia acolo, domnule? Uitați-vă cu ultima pagină, 40.000 de lei pentru animare și plimbare prin comandă. Da, serios, se bătă aici. Da. O să le cerim un raport. Mai mult timp o să le cerim un raport. Un raport și exact cum este. E un milion de mega. Mai am... Nu, o chestie de pelă pe mine. Eu n-am. Dar una era cu mașină, domnul... Domnul Trăistaru și sistemă, terminat. Problemele sunt bine ridicate și ar zice că am decis unele lucruri, dar noi dacă am discutat un lucru cu mașina, deci trebuie ca să ne ținem pe linia pe care am aprobat-o. Iar referitor la ceea ce normal noi spunem că sunt unii care au parcuri atât de mașini. Pe mine mă interesează utilitatea acelor utilaje pe care le au și ceea ce fac ei cu ele. A doua, noi avem probleme foarte importante ale comunei, drumurile, proiectul care este în derulare, în privire, și important, unde vom avea nevoie de foarte mulți bani și noi trebuie ca să ținem cont că odată cu mărirea prețului, s-ar putea, conform ordonanței 114, s-ar putea ca să avem nevoie de mai mulți bani decât normal avem noi în calcul la ora actuală și atunci haideți să așteptăm bugetul și eu cred în momentul când vine bugetul vom vedea sumele reale și cum le vom repartiza pentru prioritățile pe care le avem la ora actuală. Atât. Da, am înțeles. Să nu vă întreb. Vă scuzați, în 2004 și imaginea nu cred că era la nivelul... Nu. Și imaginea nu era la nivelul... Sau gospodării. Da, vă supun aprobării proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cu
cu, atenție, cu promisiunea domnului primar că ne prezintă un raport cu cheltuielile făcute din clar. Primim doamna la anul ăsta. Să vină doamna. Aia, promis, da. Cine este pentru? Împotrivă? Domnul Talal? Abține? Domnul Niță. Deci o abținere și o... Dar n-ai vrea să spun dumneavoastră. După aia se spune că după aia dacă ești din cauză și nu plătești cauză. S-a abținut domnul Niță sau domnul Talal a fost împotrivă. Deci ea, de ce l-a urmă doar o comună ca la fără frumoasă? Nu mai e. S-a subiect. Am terminat, e la bucă șase, domnul Talal. De ce am votat împotrivă? Sunt împotrivă, vă rog să-mi uitați. Să fie, pentru că ei au modificat regulile jocului în timpul sunt de acord să plătim cotizațiile, cum au fost și alte cu 5.000 sau 14.000 de lei, dar nu sunt de acord să plătim 35.000 de lei. Pentru că știți ce, domnul președinte, 7 ori 15.000 fac 105.000 de lei, iar 105.000 împărțit doar la 15, tot fac 20.000, nu-i 35.000, ca să-i matematica simplu. Am înțeles. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local a programului social educație pentru fiecare. Program desfășurat la Școala Generală numărul 2. Vă rog să vă înscrieți la discuții. Domnul Greșca, domnul Talal. Vă rog. În primul rând vreau să vă felicit domnul primar pentru acest proiect. Eu am vorbit cu oamenii din zona Orsebiți. Sunt foarte încântat de faptul că trebuie să le oferim în timpul copiilor de la proiectul ăsta, un fel de școală, tot școală. Dar aș avea și un amendament la acest proiect de hotărâre. Am văzut că prețul pentru meniu e 7 lei pe zi pentru un copil. Din cunoștințele pe care le am, cred că e foarte puțin pentru a le oferi un prânz din trebuie și aș vrea să încercăm să mă ajutăm la mult. 10 lei pe zi. Cam așa, pe 10 lei. Da. Vă rog de voi copiii din localitatea noastră. Cred că e un subiect destul de important pentru toți. Trebuie să ne gândim cum acest cost intră, costul pentru dese de unică folosință, ambalaje de unică folosință, va intra un prânz cum trebuie, pentru că nu trebuie să ne facem joc. Dacă facem un lucru și facem un proiect de hotărâre, trebuie să-l facem cum trebuie ca să fie benefic. Și aș vrea să vă rog să găsim o variantă, să putem să ridicăm prețul de la 7 lei la 10 lei, ca să putem să oferim pe adevăr un prânz cum trebuie. Am înțeles. Haideți să vă spun și care sunt criteriile care stau la baza asta. Nu avem posibilitate să servim noi aici, o să vină cu catering, pentru că copii, doamna director spunea, domnule, ar fi bine să nu se din ciorbiță, să fie la felul 2 și cu un desert sau cu un fruct, ceva. Tocmai de asta am... Deci avem o dată 7 lei pe zi, ori 5 zile. Ar fi 35 de lei de copil pe săptămână, cât e pe lună? E doar 40 pe lună. 20 de milioane, 28 de milioane. 2.800 de lei, ori 12, la 7 lei. 33 de milioane. Eu aș zice așa, hai să vedem cum funcționează în prima lună, că putem să ne venim. Și că nu mă rog. Rămâi la 20 deocamdată. Dacă nu din hotărâre mai târziu, să mai este. Știți care mai este problema? Din 20 de copii, nu cred că o să fie interesat să vină să ia cateringul ăsta, să aibă doar 20 de copii. Da, suntem aproape de ora. Dar hai, ce ai să propunem o sumă mai mare? Hai să spunem 10 lei, să spunem 9 lei, să zic doar 9 lei. Pentru că
pe care tot am dat. Adică am adresat la mai mulți copii. Adică să mărim prețul. Păi nu, ne stabilim, prețul pentru că nu mai problemă. Ce vreau să nu mai ambalaj? Deci da. 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 Doamna de Vincor spune că mi-a făcut un scurt, așa, fără, fără ciorbiță, ar fi că așa să fie iar eu susțin în continuare că să facem, să vedem cum funcționează în banii ăștia, după aia putem reveni, tu. Numărul de copii este fix. Da. Domnul Talal, după care domnul... De asta zic, dacă ne ajutăm să dăm 10 lei și o să dea să ne ajutăm, îți vedeți și vă rog, domnul. Domnul președinte, mulțumesc. Și eu vreau să-mi felicit domnul primar pentru acesta. Și pentru tot ce a făcut pentru această comunitate. Mulțumesc mult. Vreau să zic că legat de acest proiect, știți când limităm, adică sunt foarte multe cazuri sociale care, eu zic să ne gândim alte, adică să identificăm câți copii, adică... Sunt 25. Nu, mai mic. 20. Și dacă sunt 26, adică nu poți să dai la 20, la 25 să rămână să se uită la ei. Dar mai poate să trebuie să înțelegeți că s-au făcut în urmă, nu sunt studiul, nu am putut la alții. Nu am venit doamna, că doar 20 vreau. Nu, măcar vreau. Așa am văzut, doamna, sunt niște criterii. Sunt niște criterii care stau la bază. Adică să nu rămână doi copii care... Exact asta spuneam domnul Talal. Putem umbla și la alocare, și la număr, și la toate. Iar prețul vă spun așa, deci dacă sunt criterii care fac praznici, 3 feluri, cu 14 lei sau 16 lei, prețul este 7 lei suficient. Și vă mai spun o chestie. Cei de la... De la Rea Morghezie nu luăm. Cei de la nou, nici nu dau. Nu dau, n-am minus social. N-am minus social. Noi nu. Și dacă vreți să scăpați de talar, mergeți și cumpărați la el. Cei de la IFET aveau meniu la un restaurant, nu știu, 8 lei. Deci și sunt oameni mari, adică și firma mai este. Dar nu vorbim parlamentar, iau la 7 lei. Elmec, domne, Elmec, nu parlament. La 8 lei nu mai găsesc nicăieri cu 8 lei. Domnul, te spun eu, făceau la un restaurant care e în deșteptare, care așa, trei meniu. Da, da, felul tot este. Da, haideți când stăm prea mult. Adică mai bine să prindem mai mulți copii. Deci încă o dată, mai bine să prindem mai mulți copii. Nu, încă o dată, mă repetem. Nu ne putem cazata. Haideți să vedem cum funcționează prima lună și după aia putem reveni și la suma alocată și la lună. Au fost identificați, doamna, încă nu baza unor criterii din genii. Adică tu ai făcut un studiu exact cu venit. Am înțeles. Eu nu cred că sunt numai 20, domnul. Mulțumesc, domnul Talal. Probabil domnul Brânză, după care domnul Traistaru și profunții starea. Nu, nu mă repic, că sunt mult după aia. Ați zis așa de rușcă, după domnul Talal. Avem o... Din zilele astea, a venit cineva la mine cu un dicționar foarte interesant de limba engleză, pentru copii de la clasa 1-4. Și m-am gândit că ar fi foarte bine să-l luăm. Da? Nu merge? Ok. De ce? E foarte interesant. Și acolo cu bani, o chestie acolo, un cod de bani, îl citești foarte bine și pe telefon îi... Suntem în mega tehnologiei, Google Translate, nu știu. Și eu zic eu. Eu ce să vă spun, mi s-a părut interesant. Cât bani? Cât bucată? 38 lei. 38. De aceea, aș da un cag în umbră pe altă. Da. Domnul Brânză. Ați fi de acord să vă întreb ca idee. E vorba de vreo 6.000 lei pentru toți copii, cred. 150, 130. Suntem de acord să alocăm 6.000 de lei ca să cumpere copiii cărți, dar în să consulte Comisia de Cultură și nu asta, bineînțeles, și cu... Domnule, e o discuție acum, nu aprobă nimic acum, dar asta e cum e. Eu vă întreb dumneavoastră. Eu sunt de părere că trebuie întrebat.
întrebați profesorii dacă sunt benefici. Da, domnule, trebuie să întreb profesorul în engleză. Dacă sunt benefici, exact. Am înțeles ceva. Am vorbit cu doamna director, chiar că nu mă fac eu întrebările astea. S-a consultat cu profesorul de engleză, zice că e regulă. Acum, nu e ca așa ca prezentare și acolo nu știu să am fost, să vă spun. Da. Cu toți care aveți copii la școală, nu percepeți mai bine. Facem referendum. Da. Domnul Brânză, vă rog frumos. Mulțumesc, colegi. Proiectul ăsta de hotărâre a fost fundamental. Doamna director, s-a dus, cred că s-a interesat, a verificat, a consultat câteva firme de catering, a identificat copiii după niște criterii. N-are sens acum când le lungim să le dăm cu părere. Dacă pe parcurs vor mai apărea cazul în care pot fi introduse în sistem, ținem cont de ele, modificăm ele de proiectul și am băgat pentru 2, 3, 5 cazuri care sunt. Sumele cred că sunt fundamentate, n-are sens acum noi să oscilăm să ne dăm noi părerea cu bun sau nu. Atâta timp nici n-am fost în altă parte. Vedem ce se întâmplă. Într-adevăr, cel mai avizat aici ca să ne spună părere de sumele, sumele nu doamna, nu are activitatea, că nu știam ce e ceva. Am înțeles. Da. Mulțumesc și eu, domnul Trăistaro. Eu m-am informat un pic și de asta vă zic și pentru că e puțin, dar acum... Deci, domnul profesor, la acolo chiar spune înainte, într-adevăr, adică mă refeream la fundamentare. Da, bine, dacă sunt 20, nu poate să știți 25, ca să spună alții să uite. Sunt niște studii care nu sunt inutile. Este un studiu făcut, este o piață de desfacere care normal este adusă ca argument la ceea ce ni s-a pus în față ca să aprobăm. Iar eu zic că să așteptăm, exact ce a spus mai mulți dintre colegi, să așteptăm, să vedem într-adevăr cum funcționează și s-ar putea, într-adevăr, pentru o îmbunătățire este foarte bine ca să vedem, să contribuim, pentru că sunt copiii noștri și este păcat să nu fim aproape de ei. Iar pe partea cealaltă, eu zic că în momentul în care vom vedea cum funcționează, s-ar putea ca chiar mulți părinți care au copiii duși în oraș să vină apărând școală după școală, că mulți, asta era impedimentul, că nu puteau ca să lese copilul mai mult, este programul, apărând programul ăsta la Măgura, s-ar putea ca să vină cu copiii încoace și dacă profesorii, învățătorii, vor fi din mână credință și vor căuta ca să implice mult mai mult fapt pe care l-am spus de fiecare dată la începutul anului școlar, când eram primar, că învățătorul, profesor, exigența lui este partea care îl aduce pe om undeva la realitate și îi poate trezi pe unii care au capacitate mult mai bine pentru a-și face un viitor în viață. Mulțumesc, domnul Trăistaru. Vă supun aprobării proiectul de domnule. Vă rog. Deci, aveți prezumul la primarie sau unui profesor și apoi dacă stăm și analizăm cu cădeamă traselorile și ne contactăm un loc de deci. Și cu transportul și cu desertul, nu știu, calitate va mai avea plânsul de respectiv. Omul dă și bani în calitate. Trebuie să ne gândim și la copii ce plâns de obicei. Putem să fim un plâns low cost, cum se spune, sau să fie mai bun. De aceea trebuie să nu se mai punem în calitate. Nu știu, mai iau, deci de exemplu, la mai des la vot. Da, și așa. Un pic da, vă supun aprobării proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Domnul Munteanu? Împotrivă? Abține? Unanimitate. Trecem la cele două suplimentare. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei sau organizate pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor menajere și nemenajere, cu excepția celor toxice, periculoase sau cu rezidii special, pe perioada de execuție a construcțiilor. Domnul viceprimar, vă rog câteva cuvinte. Stimați colegi. Experiența de fapt unde nu știu ce mare. Domnul frumos, domnul Munteanu. Să vă aduc la cunoștință că am întâlnit multe cazuri unde se construiește și se produce gunoi. Foarte mult gunoi. Iar persoanele deținătoare de spații, a spațiilor respective nu plătesc gunoiul până la recepția finală. El se poate întinde la recepție finală 24 de luni și peste 24 de luni cu aprobările noastre. Văzând că pe zi ce trece, gunoi, cantitatea de gunoi crește, analizând la urbanism
că sunt autorizații, peste autorizații de construcții, am considerat că suntem pe pierdere la capitolul acesta și vă rog să analizați și să dispuneți favorabil ca pe perioada până la recepția finală a construcției să facem o impunere, o taxare de 3.000 de lei anuală. 300 de lei anuală pe locație. Dacă aveți alte propuneri, da. Mulțumesc, domnul Brânză. Vă rog să vă scrieți la discuții. Domnul Pleșca, domnul Talal, domnul Berușcă. Am o întrebare. Știți că Comuna Măzura se dezvoltă din ce în ce mai mult și fiind din ce în ce mai mulți dezvoltatori alături de noi, pe dezvoltatori, ar trebui să-i taxăm pentru fiecare casă. Eu cred că ei ne fac un lucru benefic comunii prin faptul că construiesc aici. Adică dacă avem un dezvoltator care face 20 de case, trebuie să taxăm. El plătește odată ca și societate, de pe raza comunismului, pe baza angajaților, vine cu copii cu revisal, dar nu este să pot rău. Nu dacă are punct de lucru? Ia ceva. Asta, măcar să delimităm ce este șantier temporar. Obligația și care e singur, bărbuie. Așa e acolo. Șantier temporar e obligația și care ceea ce produce aia. Stați un pic, lăsați-mă, colegi. Lăsați-mă să te miști eu că... Așa e un pic. Și-a ducit... Și-a la voastră, dragul somn. Lăsați-mă să-mi termin. Vă rog frumos, lăsați-mă omul să termine de vorbit, domnul. Da, unul la mână, nu cred că trebuie să aplicăm această taxă pe dezvoltatorii care au sediu social aici în comună sau punctul de lucru în comună. Pentru că pe ei trebuie să-i sprijinim, nu să-i le solicităm și mai multe cheltuieli. Doi la mână, ei cred că nu sunt obligați, cum zicea și dumneavoastră mai devreme, să aibă un contract în desfășurare, un colector să predea deșeurile din construcții? O somă? Așa e. Acum, pentru cantitatea de gunoi, domnul viceprimar. Înainte de a-i da... Domnule fost viceprimar. Domnul viceprimar. Hai, spuneți dumneavoastră. Domnule fost viceprimar. Matale, știi ca și mine. Că ei se uită în stânga, se uită în dreapta, identifică locuri unde ar putea ca să-l arunce și întotdeauna am dat cu deci nu către altul, nu el. Și nici nu-i să găsești Matale niciun contract la toți cei care îi cunosc Matale, că s-ar fi dus el de aici la Soma să predea 10 kg de gunoi. Pun mâna în foc, dacă îți pot fi impuse persoanele care au domiciliul declarat, asta înseamnă recepție și registrat la registrul de conștiință. Ei, ca să iei într-o prentă, vine mașterea de evenimente din Zbucari și povestea în urmă de ce. De la data eliberării autorizației de construcții, până la recepție, poate și suma asta. Dacă dumneavoastră vrea să întâlnă 10 ani, nu vrea să nu a venit. Cam asta este ideea, că știți cu dezvoltatorii, dezvoltatorul și vă produce cu noi. Domnul primar, domnul Pleșca, mă iertați că încă e bine. Deci ca să ne înțelegem, proiectul de hotărâre face referire la Ionescu, la Popescu, la Vasilescu, care își face casă. În momentul în care dezvoltatorul își cumpără un teren și face locuințe pentru Măgura, aia este altă poveste. Și noi cu 3.300 la 20 de case îi dăm... Aia este altă poveste. El va fi tratat ca și societate. Am înțeles. E în cadrul ăsta, dar se pare ok. Domnul vice, zic greșit? Nu ați zis greșit. Eu mă refer la construcție. N-am spus cine e. Păi da, da. Una e să-mi fac eu o casă și alta să cumpere un dezvoltator în teren să puteți să facă 10 case, 15 case. Ăla este absolut. Societate și clar că intră sub alte chestii. Nu poți să-l impoziteze două chestii. Odată pe societate, odată pe aia. Deci e clar. Dacă este societate, el este obligat să prezinte organul de tot un plan de gestionare a deșeurilor. Și am terminat discuția. Deci am întrebat. Acolo e întrebat, domnul. Deci am întrebat, ca să nu le confundăm una cu alta. Nu! Dezvoltatorul e una, gospodărie individuală, cetățean de zeau. Da, domnul Talal. Este și foarte binevenit acest proiect, numai că cred că vin în complicare și la acolo. Aici nu rezultă că este persoană fizică sau persoană juridică. Una la mână. Doi, una când vine unul și face o casă, da?
una când e unul și face 10 case. Gunoiul de 10 case e de 10 ori mai mult decât o singură casă. Deci, cum a făcut domnul Breza este foarte bine. De când să nu iei nimic, mai bine e sutire. Dar eu zic că înainte de această hotărâre trebuie făcută alta hotărâre în cazul în care se prinzi unul care aruncă deșeuri sau aruncă nu știu care, să-i dai amens de să nu convină decât să meargă. Ce vreau să spun? În alte orașe și în peste tot când se face construcțiuni, oriunde vreți, când eu vreau să fac o construcție, mă duc la Sărul Vizării, închirez un container, pun acolo, după aia vine firma și îl ridică. Adică, eu dacă eram dezvoltător și să fac 10 case, mi-e convine, doamne, că să car tot cu noi, pentru că o singură mașină mă costă 300 de lei și dacă fac 10 case, nu sare. Înțelegeți ce sunt? Înțeles. Adică trebuie diferențiat. Una să vină... Păi dar trebuie să vină... Cât costă, de exemplu, un container de o casă? Una să facă... Adică sunt... Una să facă două camere și să facă un bloc. La un bloc nu poate să plătească 300 de lei. Are 200 de lei apartamente. Adică... presupun că valoarea acestei taxe să fie... Vă rog frumos, domnilor! Deci valoarea acestei taxe să reprezinte 1% din valoarea construcției. La metru pătrat. Știți? Adică... De ce nu? Pentru că cu cât? De ce? De ce nu? Este ce o bază. Să vreau să fac o casă de 100 de metri, nu să fac 250 de metri. Bineînțeles. Nu? Deci e mai mult. Aici așa este, dar vezi că nu... Sau un bloc pe 10 etaje, domnul. Dar ăla nu fac eu, Titic Constantin, îl face o firmă. Și acolo este altă poveste. Mai sunt și persoane fizici care fac. Domnul președinte. Vă rog, vă rog. Stimați colegi, uitați care e poveste. Agentul economic care construiește pe raza comune. Agentul imobiliar, ce este el, ce face? Agentul economic, dezvoltatorul. Așa ar trebui să facă, să facă contract cu Soma sau cu Rombrescu. Îi aduce cu belă, pe care o încasează la metri cubi, aia are un număr de metri cubi, când s-a umplut, îl cheamă, vin și o ia, dar nu se întâmplă altceva. Nu sunt nicioare. Aia niciodată nu se va umple și nu o vedea niciodată, pentru că urmărește pe ameu, chiar dacă îi dai om așa și el face o gălăneală în ziua aia când ia gunoi de două ori la mine, și mi-a luat gunoiul, doamne, vă spun situații de aici, deci trebuie ca să-l păzăști. Și atunci eu, sunt din stat, pierdam. El vine și mi-arată un preț. Știți, doamne, am cazul de astea acum, vă spun eu, acum am caz. Eu nu am contract. Au contract. Societăți și spun, ăla nu mai intre. Ăla nu mai intre. Băi, ăla nu mai intre. De ce? El are contract. Și el începe să țipe. Băi, dar ce mai vrea de la mine? Păi, tu ai contract, mă. El avea contract cu Soma, dar nu avea contract și cu Eco 2. Da. Dar mie mi-a arătat ca să nu-mi pui gura. Pentru că am contract cu depozitare. El avea contract cu depozitare. Și tu cum plătești, mă? Cum faceți Soma proba că ți-a cântărit ții în mod special gunoiul tău și l-a plătat la Eco 2? Nu l-a luat de mă. Ai văzut, da? Se poate întâmpla asta. De asta v-am zis, domnule. Indiferent cine este, n-am nevoie de contractul lui. Văd, îmi plătește atât. Iau niște bani. Și nu-i așa, așa, nu-i nimic. De acord, dar... Dar, păi, nu un pic, și părerea mea, domnul vice, că dumneavoastră, încă din faza în care el solicit certificat de urbanism și ulterior autorizat din construcții, trebuie... Nu, dar primul semnal e certificat de urbanism. Știi că... Poate nu se finalizează. Nu știu, dar aia e prima etapă. Știi că urmează să construiască. Aștepți și aștepți când solicit autorizația din construcții, urmărești dacă nu cumva au început construcția fără autorizație, și aici un aspect foarte important, și în același timp gestionați problema deșeului. Da, mulțumesc! Deci, domnul Berușcă! Aș propune un alt articol la completare la proiectul. Amendament. Vă scuzați și mulțumesc pentru completare. În cazul în care se vor mai emite autorizații pentru blocuri, fie specificat că este 300 de lei pentru un apartament, o garsonieră, o locuință. Atunci se va gândi că e 300 de lei pentru tot blocul. Păi cum să fie 300 de lei pentru tot blocul? Nu, nu sunt de acord cu dumneavoastră, domnul Beroște. Da? Dacă fac un apartament cu 10 blocuri, eu trebuie să-mi duc deșeurile din osânza proprie. E problema mea cu biletul. Fac contract cu Soma, am trimit utilaj, am trimit mașină. Nu plătesc la primărie eu 300 de lei pentru casă. Asta spuneam adineauri. Asta trebuie să verificăm.
Deci dacă fac un, dacă fac un bloc cu 10 etaje în Măgura, eu trebuie să urmăresc ăla să aibă contract cu Soma, să, să, să evacueze deșeurile cu Soma și așa mai departe. Dar să înțeles ce scuză nu prezintă. Dar să înțeles ce scuză nu. Ar putea exista posibilitatea ca un dezvoltator, mai spun noi, nu-mi nu convine situația asta, eu fac contract, am contract cu, cu firma de salubritate, care vine și îmi ridică... Dar așa este normal, domnule. Dar dezvoltator mare, dacă vorbim la... Dar s-a spus, dar e altă poveste, domnule. S-a spus, domnule, aș fi să răspund. Nu se poate așa cum spuneți voastră, pentru că, până la urmă, ori mei chiar să facă el o casă la mine, în sat. Vorbim de dezvoltator mare la o casă, la apartament. Dezvoltator, domnule, el trebuie să vină... să ridice autorizații de construcție. Iar această chestie, doamne, atât de tot. Ce faci cu noi? Dar nu trebuie ce faci cu noi. Adică e legal, nu este legal. Este legal, corect, corect, adevărat. Da. Cum adică eu nu pot să fac? Dar puneați problema cu blocul 10 etaje. Nu suntem așa ceva. Și din blocul 10 etaje. Dar rog, cu 4 etaje, e aceeași problemă. Dar cred că la proiectul anterior. Dacă vom constata în implementare, vom constata parcurs, pentru că nu și să impune să faci o modificare într-o anumită, o faci modificare altă. Domnul președinte, dați-mi voie să întâmplă. M-ați luat tare, deci n-am mai, cum când trei colegi. Eu continui și spun în felul următor. Nu m-aș fi la blocul 10 etaj, am făcut blocul 10 apartamente. Vă dau exemplu blocului din Metalbac, unde s-au făcut vreo 10 apartamente. Acum e foarte ușor de gestionat și o să fie este din bun simț, să fie 300 lei de apartamente. Cam chiar. Da, atunci vreau să vă mulțumesc. Domnul Brânză, aveați o completare pe care domnul Dăscălescu. Completarea e simplă. Ce facem noi acum? Stabilim legi pentru ei, suntem legislativul, domnule. Și cum o facem noi, cum stabilim noi, așa vor face ei? Ce tot timpul o timp atât să ne adunăm banii și ne plângem de urmă? Hai să vă arătăm cu deci eu, că s-o fac banii și am să punem de drept. Vă rog, supuneți la fața de la mine, am înțeles. Deci asta vă nu analizați. Noi stabilim acum legi. Da? Deci o stabilim. Mai stăm 5 minute și o facem cum trebuie. Băi, vreau să fie așa. Dar să nu iei niciodată nimic și după aceea să te mai că n-ai bani să plătești cu noi și n-ai făcut nimic în sensul ăsta? Ce vrei tu în tine, frate? Domnul Dăscălescu. Eu cred că mai corect. M-aș simt era în momentul în care nu au autorizat să-i propui. Se vine și cu contractul, cu Soma sau care, nu știu ce mai face. Unde este? Nu e satisfacere. Domnul Vici, dar aici vorbim de deșurile că nu așa. Deci nu știu niciodată la Soma să ia contare. Ce face? Cum? Eu, bun, face contractul, dar nu ce niciodată contare cu ei. Nu, nu mă amenaje. Nu mă amenaje. Păi nu, dar ăștia de la Soma, le zic doar cu noi amenaje, domnul Vici. Deci de asta vreau să Somația! Dar nu-i vorba de... Păi aici vorbesc de Molos. Nu-i pune nimeni să legim Molos de la construcție, doamna. Molosul e la demolări. Acolo au separat cu Soma, din ce lucru, din ce lucru. De acord. La demolări. Ia ceva. Dacă vreți, îți spune. Și în fața asta, atâta timp pe boli, au facem proiectare, e prima deșeurilor. Deși am venit ridicația ca să luăm proiectarea, deși eu nu merg. Nu am o secundă, domnule, așa. Iar ăsta care construiește, eu nu am deșeu, domnule. Dar îmi preiau ca deșeu unul și-l trimit acolo și-l plătesc eu atent. Aici e problema, domnule, să nu știți să plătesc mai fraților. Eu nu pot să vă spun tot, știți de ce? Că mi-e rușine să vă spun tot. Că alea îmi poate zăva din sari și mașina și tot după mine, ca să astrup istorii. Mai ales în perioada când se construiește, acum te plătește ca pe nu știu ce și nu reușești ca să, să cuprinzi și ce, ce se întâmplă în comună. Domnul Trăistaro, după care domnul Talal pentru o a doua intervenție și apoi domnul Marco Adrian și sistem. Vă rog. Bine, problema cât mai aproape de realitate este că cel mai corect ar fi, în momentul în care se eliberează autorizația, să fie cuprinsă și taxa pentru construire. Pe an. De ce? Pe an. Pe an. Dar pe an nu vorbim pe lună. Așa. Deci, una. A doua. Haideți ca să încercăm. Acum avem niște cheltuieli foarte mari. Nu le pun ca cheltuieli pentru că lasă trăiască și alții. Dar avem polițaie, polițistul comunitar. Avem oameni la spații verzi. Am mai spus-o o dată sau de două ori. Domnul Talal, nu mai luăm. Haideți, dacă vreți, ca să ascultăm, ca să îți vorbim ceea ce trebuie. Deci, cei care normal, îi avem aici și îi plătim,
să meargă foarte frumos în momentul în care se scoate, în ziua când vine mașina de gunoi, să meargă să verifice, să nu se mai pună alte pentru că tot aici se încadrează. Ca să scădem cantitatea de gunoi, pentru că noi asta trebuie ca să ne luptăm. Ca să o scădem. Ca să o scădem înseamnă că trebuie să informăm, să spunem că, doamne, trebuie să pui numai cei gunoi menajeri, să nu mai punem deșeuri sau pietre sau molos de la anumite lucruri pe care le faci, le construiești în casă. Așa este. Și atunci, eu zic că, ca să nu, domnul Vici este cel care poate ca să controleze mai bine, dar avem omul care îl plătim. Și atunci, haideți ca să, pentru că totuși dăm bani și cheltuim ceva, haideți ca să și facem ceva, să fie benefic Consiliul Local și Comunii Măgura. Să ne rămână bani. Să nu mai dăm, că am depășit cu bani. Ați văzut că era, s-au încasat 1.400.000, s-au plătit 2.000.000 și ceva. Deci, 880.000 care normal sunt în plus. Noi, ca primărie, nu avem voie ca să cheltuim bani din bugetul local pentru serviciul de salubritate sau pentru alte servicii pentru populație. Trebuie să gândim și așa. Da. Mulțumesc. Domnul Talaru. Mai intervenție scurtă, deși nu meritați să ați mai o dată, mi-a dat bani. Domnul Tresaru, vă rog. Vă rog frumos, domnul Trăisnaru! Dar nu fiți în... Vă rog! Domnul președinte, eu cred că... Sunt două probleme. Doamna secretară vorbea de... de molozul din demule. Care este altceva. Și care ala care trebuie, de fapt, oricum nu ține din care, pentru că e greu. Trebuie un container special și o altă mașină. Însă, din activitate de orice construcție, rezultă. Brigi, plăcii, așa și nu știu. Acele pot fi, nu știu cum, transportate prin... Dar vreau să vă spun o chestie. Numai un pic. Problema este în felul următor. Noi v-am creșut, dar dacă nu reglementăm... Vă rog frumos, lăsați-l lui domnul Talau să vorbească. Deși nu merită să vă dă cum merită. Deci, trebuie să reglementăm această chestie și revin la propunerea colegului Tăruș. Adică să spunem 300 de lei pe unitate. Fie casă, fie apartament. Vă rog să supuneți... Vă rog, 300 de lei pe an nu este mult. Da? Haideți să ne raportăm câte... La 60-70.000 de euro, să plătești 50 de euro ca să duci gunoiul, eu dacă eram insolator, plăteam și 100 de euro. Dar nu mai contează. Pentru că e puțin. Îi costă mai mult să duci cu mașina proprie până acolo decât să... E foarte puțin. Vă rog să propuneți... Nu, nu, nu. Aia știu ce am făcut, domnul Talau. Mulțumesc frumos. Domnul Pleșca, domnul Brânză și-am terminat. Mă scuze. Da, a venit și ziua asta. Chiar sunt de acord cu domnul Tăistaru. Avem polițist local ce trebuie să-și facă datoria și cred că o zi pe săptămână poate să-și o aloce serviciului de salubritate. Poate să stea după... Asta e propunerea lui domnul Brânză din când a cerut rapoarte de activitate. La ședința trecută se stabilește foarte clar. Mașina de gunoi urmărește și cei de la grupa de gospodării, și polițistul, și domnul viceprimar. Deci eu cred că asta a fost problemă. Dacă polițistul local își face treaba cu adevărat, poate... Poate să scadă colectarea deșeurilor. Doi la mână, mai e o problemă aici. Noi punem taxa asta de 300 de lei, dar în momentul în care vine omul și își plătește taxa asta de 300 de lei, o să zică, uite, bine, eu îți plătesc taxa asta de 300 de lei, dar tu mi-ai tot deșeul meu din construcții, din fața casă. Gândiți-vă că noi plătim mult mai mult. Tot îl duci undeva. Păi dar o să vină mașina de noi și o să plătim la kilogram. Și o să... 300 o să ajungă, nu 600, ci de 1500. Dar tot de noi era luat. Tot de noi era luat. Sau te duceai și curățai de pe nu știu unde din comun, nu munceai tu chei și munceai de 2-3. Eu un început care poate... Să fie cu faza de obionierat.
stați un pic. Și trei la mână, mai revin social. Revin iarăși cu prima propunere. Vă rog frumos, domnul Berușcă. Noi trebuie să sprijinim dezvoltatorii la nivelul comunei. Da, nu trebuie să le îngreunăm treaba. Adică noi vrem să dezvoltăm comuna asta. Dar face cu noi. Dar face cu noi, dar el... Dar vrem să vrem să vrem să ce zăci de euro la 70.000 de euro? Vă rog frumos, domnul Brânză și după aceea... Vă rog frumos, domnul Tala, domnul Brânză. Ultima intervenție. Ultima intervenție. Haideți ca să vă fac... Să vă fac o informație. Da, chiar o informare, dar o informare. Dacă merge el ca persoană fizică sau ca agent, ca să-i duc în somn la membru, ascultați-mă, îl taxează la transport, încărcare, descărcare, depozitare și ajunge tona de gunoi în jur de 4 milioane. Și când îi spui de 3 milioane la nivel de am, ce vorbim noi aici? De bucă. De locație, 3 oameni buni. Și n-am vrut să o spun pe la ca să nu se transmită de aici, am eu am vrut ca să vă ajut, dar s-au pus brânză de a prăveză jur. Am înțeles. Domnul Berușcă, vă rog să formulați amendamentul. Domnul președinte, amendamentul meu sună felul următor. La construcții să fie definită casă 300 de lei sau apartament tot 300 de lei. Vor fi, cred, și blocuri pe raza comunei care poate se vor mai construi. E cea mai ușor de definit, dar e locuință. Pe locuință, da. Pe fiecare deci, doamna secretară, mă un pic, terminat, vorbim cu, deci domnul, lăsați-mă un picuț. Doamna secretară, ați înțeles amendamentul domnului? Ca interpretare, blocul poate să fie locuință? Nu, eu n-am am aici hotărârea
privind acordarea ajutorului de urgență. Vă citesc capitolul care ne interesează. Spune așa. Pentru situațiile previste la punctul anterior, adică în cazul deces persoane, toate situațiile, toate situațiile care sunt. Deci pentru acordarea, pentru situațiile previste la punctul anterior, primarul poate acorda ajutor de urgență. Nu, nimic. În toate aceste situații, acordarea ajutorului de urgență se va face în baza rezoluției Comisiei de Aplicare a Legii 460. Cine e din Comisia să nu vrea? E doamna Marcu Tatiana, de la noi din primarul. Deci din aparatul... Bun, după aia. Prin dispoziția primarului emisă în urma unui referat, proces verbal de constatare sau după cazul anchetei sociale. Care o face? O face doar oameni. Stimați colegi, faptul că în toată această activitate sunt implicați oameni din primărie care sunt obligați să facă aceste activități, eu vă propun... Să obligați prin lege. Să obligați prin lege. Eu propun așa, să mulțumim inițiatorilor din 2017 că au avut această inițiativă, să ne exprimăm regretul că o parte din membrii comisiei care au funcționat, respectiv domnul Radu, ne-a părăsit și a mers într-un loc mai bun. Și să vă propun ca această activitate de acordare a ajutorului de urgență să o facă personalul din primărie. Asta este propunerea mea. Vă rog în continuare... Nu, la urmă, nu. Vă rog să mă scrieți la cuvânt în continuare. Deci domnul Talal, domnul Brânză, domnul Trăistar. Vă rog. Și eu loc. M-am scris și eu. Doamna Folonie. Primarul nu trebuie să scrie la mine. Da. Primesc observații. Vă rog, domnul Talal. Da, mulțumesc. Domnul președinte, cred că dacă nu era numele meu în această comisie, cred că nu l-ați fi propus să fie așa. Eu nu știu cu ce vă deranjează că fac parte din această comisie. Nu. Când puteți și noastră, dacă nu asta vrei să fiți... Domnul Talal, îmi pare foarte rău, aveți o opinie total greșită despre mine. Noi când am făcut această hotărâre, când s-a discutat această hotărâre, pentru că s-a vrut că unii membri din Consiliul Local să facă, să nu fie, pentru că, până la urmă, urmă Consiliul Local plătește. Și atunci trebuia să meargă ca să nu fie discuții. Dacă nu vreți să fiu în comisie, vă rog să nu minimizați trei persoane și nu e nicio problemă. Dar nu veniți acum și doamne, pentru că doamna Tatiana și nu știu care. Dacă adică, vroiam treaba asta, înțeleg unde bateți, știu că a venit campania electorală. Dacă vă deranjez... Mă băgam eu în comisie, dacă era. Vă rog să vă băgați. Nu vă chideți locul. Deci trebuia cineva din Consiliul Local să fie aici. Dar doamna Tatiana nu are decât să-și facă treabă. Doamna Tatiana sau ceilalți din primărie. Deci raportul trebuie întocmit. Îmi pare rău, domnul, dacă aveți părerea asta... Păi nu, cam așa rezolvă domnul președinte. Cam așa ați înțeles, urmează. Nu, lăsați că înțeleg prin trebuie. Nu, deci trebuie pentru care trebuia întâi să lăsați discuțiile și ca să vedeți că n-ați vorbit așa. Dar atunci am început să faceți o chestie. Eu, dacă vreți, mă retrag la comisie și vă rog să numiți trei membri din comisie. Eu îl propun pe domnul Chelaru, că e colegul noastră din partid, eu votez cu două. Da. Atât, domnul Talal, mulțumesc. Domnul Brânză. Nu. Domnul Brânză, domnul Trăistaru, domnul Dăscălescu. Acum, Dumnezeu să nu este. Dacă dumneavoastră ați știut că aveți o altă comisie, de ce nu fiți doamne și nu au fost plătiți? Dar treaba asta trebuia analizată de către cine a spus domnul. Da, vis-a-vis de... Așa. Da, aici e bine pusă problema. De fapt, mă aflu în imposibilitatea atunci la îndeplinirea hotărârii din Consiliul Local, pentru că nu am comisia. Un alt aspect pe care eu văd și eu și l-am sesizat așa cum arăta și domnul colonel, Consiliul Local a hotărât cuantumul alocărilor pentru toate situațiile de genul acesta, care nu sunt situații fericite.
Ori nu, nu poate fi dus la îndeplinire pentru că va trebui să vină o comisie să facă ce? Să spună că dăm 5.000 sau nu dăm 5.000 sau 2.000, asta chiar nu mai înțeleg. Avem aparat de specialitate în suplimentare care se ocupă cu așa ceva, pentru că trebuie să întâlnit o documentație întreagă la o astfel de situație. Și avem o sumă achete aprobată. Sociale. Avem o sumă aprobată. Eu cred că nu poate decât să împiedici, sincer, nu trebuie să mă supărați pe mine, o astfel de comisie. Cred că nu ajută, nu, chiar nu-i... Și apoi vorbim de două situații separate. Dumneavoastră, vreau cu mine aici. Luăm o decizie, stabilim niște sume. El trebuie pus la îndeplinire. Nu înțeleg ce mai trebuie să facem. Prin legea 215, Consiliul Local are dreptul să înființeze comisii de verificare, de cercetare, pe termen limitat. Pe termen limitat. Ori toate abicările astea, Consiliul Local cu aparatul primarului, prin aparatul primarului Consiliul Local, nu fac decât să duc la disfuncționalități, așa cum ne aflăm de fapt acum. Eu nu pot să mă duc la oamenii aia să le spun, deși unii s-au dus și le-au promis, domnul, nu trebuia să luați bani, nu trebuia să faceți. Pentru că nu acum, efectiv, pentru că nu este comisia care, mă repet, chiar nu cred că ar mai putea avea vreun rol în situația în care am stabilit-o, a stabilit de o dată ce sume sunt alocate în astfel de situație. Eu nu mă doresc să fac campanie, nu mă doresc să ofer cuiva niște bani pentru că vrea primarul comunei Măbră. Nu. Ferească Dumnezeu de astfel de situații, nu se dori, dar dacă ele se întâmplă, este necesar ca în termen optim, în timpul, nu, eu știu așa, din ordinul lunilor de zile, așa cum se întâmplă acum, să putem să intervenim, să-i ajutăm. Oamenii ăștia sunt nevoi, nu stau acum și așteaptă să vadă, domnule, oare veni comisia întreagă, oare nu veni comisia întreagă. Probabil să cruceți dacă le spun, domnule, avem o comisie care ar trebui să întrunească sau să nu se întrunească. Ei vor să ne mișcăm și să-i ajutăm. Da. După. O secundă. Deci domnul Tristaru, domnul Dăscălescu și după aia. Domnul Tristaru, da, voi să vorbesc acum. M-am timp. Chiar dacă trăim. Deci aș fi cu tot. Dar poate să vin cu un argument care ar înceta alt argument. Și atunci poate că l-aduc eu și după aceea nu mai trebuie discutat. De discutat. Referitor la discuțiile pe care le-am purtat, comisia, care normal se discută și tot mereu, adică se vociferează, era o comisie pentru că nu de acum, ci din timpul când eram eu, era comisie, care făcea parte primarul, care era normal, pentru că este ordonator de credit, viceprimarul, asistență socială, pentru că este omul care este cel mai în măsură și cel mai îndemn, doctorul de familie sau doctorul de la dispensar, preoții, deci vă spun exact cum era comisia, nu vreau ca să vin cu un argument că îți acum avem și copier. Și copier. Deci sunt oameni abilitați, oameni care lucrează în serviciile pe care normal ei le au în fișa. Iar noi putem atât prin legea 215 să facem o comisie de verificare la o nemulțumire sau la alte lucruri care pot să fie neprevăzute în discuțiile sau în gândirile fiecăruia pe care le are. Și astea sunt alte discuții, iar comisiile nu se pot face decât de cei care normal sunt în măsură. Am spus că ești înțelept, dar știu ce am spus. Asta e comisia de locală. Domnul Dăscălescu. După care domnul Danala nu a intervenit. Domnul președinte, dar eu nu. Dar nu v-ați înțeles. Ce scuze? Domnul, dar nici nu discutăm. Deci domnul Dăscălescu, domnul Berușcă și domnul Talau cu a doua intervenție. Vă rog, domnul Dăscălescu. Domnul Consiliu, ca să-i eliminăm orice suspiciune, că ăla își face campanie, că ăla nu știu ce mai face. Propunerea domnului președinte, vă rog, binevenită. Rolul comisiei nu văd. Deci, încă o dată, vă repet, nu am avut în vedere campania electorală a nimănui. Nu am gândit la așa ceva. E pe de clar. Asta e foarte bine, bine, dar atât de vedere că avem oameni cu o parte, pentru aspect social, când nu mai văd oportună comisia care se chemă cu domnul Tavar să o reparcă, să o constituie. Dar eu mă gândesc, domnul, cred și mă faci și pe nimeni. Da. Mulțumesc, domnul Dăscălescu. Domnul Berușcă? Da. Vă mulțumesc. Ca să-i răspund puțin domnului Sorin Dăscălescu, nu o să chinui domnul Talal. Ideea este că această comisie a fost înființată în baza unei hotărâri propusă de domnul primar Costa și fixat cu 2 ani. Repet, am spus, de termen fixat cu 2 ani. Da, nu, e termen limitat, dar nu e expirat. Mandatul nostru de consilier mai este încă un an.
Deci, această propunere a fost de la domnului primar. Până lui a hotărât atunci, că pe lângă comisia de primărie, ar fi bun și trei consilieri. N-au fost amendamente, n-au fost discuții, o mers ca un să treabă. Bun. Acum, nu pot fi funcțională această inițiativă de a fi despăgubiți acele persoane care chiar au nevoie, pentru că comisia, din păcate, nu mai există. Eu cred că nu e un capăt de lume dacă am votat alți doi membri în comisie, sau poate alți membri, cu domnul Dalal a hotărât că nu vrea să mai facă parte din comisie. Domnul Valentin, ideea este în felul următor. Că nu i-ar fi ce să facă cu tematică de această comisie. Domnul Dăscălescu, vă rog frumos. Dacă tot Consiliul Local hotărăște să se facă legislativul în această comună și banii să dau cu acceptul Consiliului Local cam peste tot, există o hotărâre. Eu zic că ar fi normal și de bun simț această comisie să se completeze, să aleagă altă formulă, și când sunt evenimente de genul ăsta, să fie și Consiliul Local, cu felul ăsta vom ține mai aproape alături de oameni și vom știu ce se întâmplă în comun. Am înțeles. Poți să-mi răspund? Da, vă rog. Proiectul de care l-am inițiat era fără articolul care prevede că se constituie această comisie. Ulterior, în ședință, în urma discuțiilor, dar dumneavoastră ați convenit că ar fi bine să fie o astfel de comisie. Să dovedești în practică. O astfel de comisie nu ajută. În practică, împiedică lucruri. Nu, stați o clipă, domnul primar. Am împiedicat și o comisie pentru că unul a decedat și unul este consilier local. Dumnezeu este puțin. Este puțin. Este puțin probabil local. Păi nu, s-a dezolvat. Problema este așa. Dumneavoastră, urcați un lucru. Am hotărât care e foarte musulit. Ce ar trebui să mai hotărâm acum? Se spune doamne Marcu, doamne, dai cu... Nu, haideți să mai hotărâm un lucru, domnul primar, la aceasta. Cam asta e situația. Domnul primar, la locul ei. Bun, eu ce care mă pune din posibilitate, acum să acționeze doar omul ăștia bani. Domnul primar, este foarte simplu să completăm comisia la ședința asta și trebuie să stabilim în această, și trebuie să stabilim, ca să duc acolo sunt 5, maxim 5.000 de lei de familie. Uitați, de exemplu, acum sunt 3 familii care au fost păgubite. Ei vorbim familii sau gospodării? Deci vorbim de proprietarul gospodării care acolo, pentru că fie, trebuie să-și facă dovada prin act de proprietate asupra casei. Act de proprietate și domiciliu. Tocmai de asta, domnul Belușcu, v-aș ruga în astfel de situații, nu mai mergeți să faceți promisiuni. Zile promisiuni de astea, toți o să luați bani. Trei sunteți, trei să luați bani. V-ați gândit cu oamenii aia, au acti, nu au acti. Noi trebuie să primim la dosar acti de spate. Eu nu am făcut promisiuni. Dacă așa spun dumneavoastră. Deci, ați fost acolo, domnul și domnul. Da, am fost și m-am interesat. Era datoria mea să mă interesez. Dar nu zice nimeni nimic. Da. Dacă eu le-am... Nu mă interesa lucrul ăsta. Problema e că la ora asta nu poți să-ți o apără. Eu am citit... Deci de o lună de zile doar asta. Eu am citit dintr-o hotărâre a Consiliului Local, care era valabilă, nu? Și am spus, domnule, deci ne aflăm într-o problemă. Nu e funcțională comisia, nu se poate face dosar, procesul verbal, ca să vă dea bănuții. Și al doilea lucru, se specifică că sunt 5.000 de familie. Nu? Păi și mi-ar fi fost feresc să trec imediat la acțiuni. Asistentul social își face treaba, toată lumea își face treaba, am dat bani. Ok, bun, și acum este vina mea că am propus acest proiect de hotărâre? Nu. Păi atunci ați făcut. Foarte doar bine, am analizat cu toți domnule. Este funcțional, este necesar, este oportun. Bun, vă rog înainte să mă acuzați că am făcut afirmații. M-ați acuzat că le-am promis oamenilor ceva. Domnul Belușcu, atenți la ceea ce spuneți. Pentru că oamenii iau de bună tot ceea ce spuneți. Că sunt necați. Dar vreau să trebuie să înțelegeți că în spatele la promisiunea noi trebuie să avem... Aș vrea să vă lăsați în aceste 20 secunde. Vă rog încă o dată să-mi răspundeți ca să concluzionez. Eu nu-ți dorești să treacă prin așa ceva. Mă lăsați în drept, domn primar. Am înțeles. Bun. Eu sunt dispus să renunț la acest proiect de hotărâre și să-mi expunem toți trei. Nu mai faci parte nimeni din comisie. Dar haideți să hotărâm. Eu nu le-am, încă o dată, nu le-am promis oamenilor că li se dau bani. Doar le-am citit proiectul de hotărâre și varianta cum se face. Și vă rog să-mi spuneți, este maxim de 5.000 de lei pe familie care are domiciliu. Nu contează că acolo arți o casă, două case care sunt aceeași așa de supoșată. Care fac dovada cu acte, că stă e clar de proiectul hotărâre. Când trebuie să facă domiciliu, să facă dovada domiciliului, așa scrie. Nu? Dovada domiciliului. Dar domnul Calat, intervenție scurtă, după care domnul... În primul rând, această comisie n-am făcut-o eu și nici nu am vrut să fac așa. Așa au fost votat și pe 30 aprilie 2017 a venit domnul primar cu proiectul. Chiar dacă l-am completat, a fost votat
Important este să se dea bani la acești oameni. Dați-mi voi. Important este să se dea oameni. Noi putem să retragem acest proiect. Dar eu n-am văzut că oars câteva case, n-am văzut pe dumneavoastră sau pe altul să ducă acolo, chiar dacă face campanie clară, să vadă ce s-a întâmplat acolo, să le dea oameni. Pentru că oamenii stau și așteaptă dumneavoastră, o să mergeți acolo înainte de alegeri și să-i promiteți. Dacă vin, vin, dacă nu vin, vin. Vă rog să nu mai faceți acuzații că au fost domnul Berușa, am fost și eu cu domnul Berușa acolo. Da. Am fost și nimeni nu a promis. Am fost și eu și cu el la biserică acolo. Și n-am promis nimeni lui. Să dăm bani. Mergem pentru că asta e rostul nostru și rostul nostru, să vorbim cu oamenii, să vedem ce probleme au. Chiar dacă dumneavoastră considerați că este campania electorală, considerați. Eu nu consider deci, campania electorală. Nu contează. Dar vă rog, când furnizați astfel de informații la oameni, să vă gândiți că ei nu. Sunt într-o situație da. Tragică. Nu. Da? Noi am fost și noi am fost. Doreți să rezolvi situația. Vorbetul nu este foarte important. Noi am fost acolo, am văzut ce s-a întâmplat. A fost și n-au fost vicii. După aia. După ce am discutat cu ei, n-am întrebat ce e de făcut. Zic, doamne, noi avem o hotărâre consiliului pe care am votat să dăm câte 15.000 de lei la o familie. Dumneavoastră, dați-mi voi ce se. Vrei să fiu rotăcios? Dacă nu erai în comisia, probabil nu ce ai cu hotărâre. Dacă nu erai în comisia, ai trecut acolo, nu duceai cu hotărâre. Dar nu eram ce? Dar nu eram comisie. Stați, să știu. Da, mai e să vă ce suntem rău pe jos. Nu, nu. Deci, haideți că deja am degenerat cu discuții. A fost propunerea mea și asta am terminat. De ce mă băgați pe mine rânduielul ăsta al nostru? Dar nu este niciun duel. Nu este niciun duel. Duelul ăsta început dumneavoastră în complicitate cu pe mine trebuie să mă supărați. Pe mine mă interesează ca acești oameni să fie ajutați. Dacă nu vreți să renunțați, nu v-am retras. Vreau să înțelegi un singur clar. Un singur lucru. Nu are nimeni o problemă, nici eu personal, ca vreunul de pe aia să fiți acolo. Nu se face de venit la persoană. Doar că nu reușim să fim eficienți. Haideți, domnul primar, că deja ne-am lungit. Domnul Brânză, după care domnul Berușca a doua intervenție și am insistat. Vă rog. Dragi colegi, faptul că au fost acolo, un lucru bun. Dar nu e interesează de oameni. Faptul că dumneavoastră trebuie să dați niște bani, e un lucru obligatoriu, vă obligă legiuitor. Ca să puteți da banii ăștia, ați format o comisie. Ați trimis de la asistență socială, pentru ca să faceți un dosar, asta explicați oamenilor. Dosarul ăsta trebuie să conțină. Care-i proprietarul, ca să știi cui dai banii, că el poți să aibă domiciliu acolo și nu-i proprietar. Acolo au fost niște situații. Au fost acolo de la trei. Nu știai care-i proprietarul. Explicați-l la oameni. Exact. Ca să se ducă cineva. O secundă, domnule. Când s-a dus de la doamna și cu mine acolo, am început să-i chemăm în bac. Ei toți voleau toți bani. Poate toți erau afectați. Dar ăla era afectat, dar era afectat prin TAS-ul, că TAS-ul era proprietar. Nu puteai ca să faci dosarul. Asta spuneți la oameni. Asta ne încurcam noi. Ori, care-i comisia care trebuie să ducă la bun sfârșit treaba? Aia care se duce cu legii, informații, vine cu hârtii, le pune bara bara, completează dosarul și ce mai spun? Prin decizia comisiei cei care, care sunt plătiți pentru așa ceva. Pentru că nu puteți dumneavoastră să dați o dispoziție. Irina, dă-i 5.000 de lei lui Irina, dă-i 5.000 de lei lui putare. Nu, trebuie fundamentată. Asta trebuie să știm noi. Că nu pot să plece banii din caseria unității în vorbe. Am înțeles. Mulțumesc. Am înțeles. Domnul Berușcă, după care domnul Pleșca. Domnul Vicepoară are foarte mare dreptate, sunt total de acord. Dar trebuie să facem o modificare. Eu încă o dată mențin. Putem să renunțăm la comisie, n-am nicio problemă. Dar trebuie să vedem că la articolul 1 din proiectul de hotărâre de acum 2 ani spune clar. Primarul poate acorda ajutoare de urgență în limita fondurilor existente, familiilor sau persoanelor cu domiciliu în comuna Măgura. Aflat în următoarea situație. Aici nu se face referire și de proprietate. Vorbim doar cu domiciliu. Păi dacă trebuie să cetățenii din comuna Măgura. Cu domiciliu. Domiciliu au și oameni, dar nu sunt proprietari. Trebuie să completăm acest articol cu domiciliu sau am înțeles. Și
sunt și proprietate, dovada că sunt și proprietari. Că tot ați spus că nu proprietari sunt... Proprietari cu domicilii. Și aici e problema. Deci singurul care a vrut un pic. Deci ăla zic, da. Un șar de rostul. Un șar de nu proprietari. E vorba de faptul că sunt proprietari care nu și-au domiciliul la ICSR. Da. Am înțeles. Păi atunci înseamnă că dacă el e proprietar și nu are domiciliul, nu poate primi. Da, exact. Aici e diferența. Păi dacă vrem să-i ajutăm, putem să facem. Domiciliul să ești proprietar. Nu, nu știu voie. Legea 416 prevede clar că tu ai competență pe domiciliu. Deci pe domiciliu. Da. A început. Asta e ideea. 416 e o lege a ajutoarelor care îți dă voie pe domiciliu. Competența. Da, proprietatea e tot altceva. Păi și dacă ăla are domiciliu și nu are proprietate, nu mi-ai dai? Poftim? Domiciliu. Dar și domiciliu are domiciliu. De ce nu are domiciliu? Păi dar dumneavoastră, eu vă întreb ceva. Dar dacă are domiciliu și proprietar, e maică-sa care stă în Bacău? Păi nu e. Păi nu ăsta e el proprietar. Și mai are domiciliu în Bacău? Nu e proprietar. Cine te-a făcut la rolul agricol cu domnul? Cine are domiciliu? Deci poți să-i spune așa ajute. Da, vă rog frumos! Domnul Pleșca, spune ce-am încheiat. Domnul, vă rog frumos! Vă rog doamna secretară, domnul. Nu, lăsați-o. Doamna secretară, nu se supără. Putem gândi și să acționăm cu sufletul ăsta la fiecare dată. Trebuie să-i raporta la legi. Pentru cei care vin și fac comoderi la urmă, din 3 în 3 ani de zi, nu interesează. Că e dat. Da. Că ce-a fost milu sau zi, băi, legea funcționează așa, trebuia să ai documente. Nu ai documente justificative, trebuie să dai bani, trebuie să-i plătești. Da. Sau eu știu ce sancțiuni mai găsesc. Da, domnul Pleșca. S-a vorbit atât de mult despre proiectul ăsta de hotărâre și cred că cu toții avem același interes comun. Să ajutăm oamenii respectivi. Colegii noștri au venit în fața noastră cu un proiect de hotărâre bazat pe proiectul nostru de hotărâre din trecut, unde era o comisie înființată. Acum dumneavoastră veniți, domnule președinte, cu propunere de desfințare a comisiei pentru a funcționa cât mai rapid. Domnul primar zice că aparatul de specialitate funcționează și mai rapid. Sunt situații de urgențe și cred că trebuie să funcționăm cât mai repede. Ce mai vorbim mai de la ora? Haideți să vă punem la vot. Vreau să vă felicit pentru inițiativa asta, să vă felicit. Cum de fapt am și mulțumit eu inițiatorul. Haideți să ne apucăm să ajutăm oamenii respectivi. Da, vă mulțumesc. Deci, doamna secretară, cum va suna? Abrogăm pe cealaltă care își poate. Abrogăm sau? Care vede și comisia cealaltă în spate. Desfințează. Care comisia? Se vă rog frumos, lăsați-o pe la secretar, o să gândească o formă legală. Dar eu am ajut să nu mi-i scrie în afară din ei și să-i ajuta pe oamenii așa. Nu e nimic cu tine, doamne. Poliția dumneavoastră și... Nu vreau eu, frătala, nu am niciun rost. Dar vă dați seama că nu i-ați o grămadă acum, ca să știți... Niciun rost nu am eu în comisia, eu sau altcineva. Dar vă dați seama că acum trebuie abrogată această hotărâre. Și care-i problema? Pentru că se ajută mai repede. Nu sunt autorizare, nu domnul asta. Nu, asta e o țeau, da. Da, asta e proiect. Și asta e propriul meu, da? Paragraful 6, în articol. Ei, spune-mi paragraful 6, pentru că faci cine numai așa, îl desfința aia comisie, da? Ce nu poți? De ce nu poți? Cel mai corect era ca inițiator să le tragă proiectul din ordinea de zi, da? Dar nu vreți să se blochează? Nu, să se blochează mai rău. Nu, domnul Cătălin, vă în comisie, domnul Mai, dar și nu vreau domnul Cătălin. Pe domnul Brânză, pe domnul primar și nu vreau. Dar domnul primar se modifică paragraful 6 al articolului 1 din fascicele 24. Din 30.03.2007, specie privind acordarea ajutoarelor de urgență, urmând a avea următorul conținut. În toate aceste situații, acordarea ajutorului de urgență se va face în baza rezoluției Comisiei de Aplicare a Legii numărul 416, prin dispoziția primarului, emisă în urma unui referat, proces verbal, constatare, caz și anchete, după caz. Și anchete sociale, punct! Și am oprit aici. Dar trebuie abrogată... Deci încă o dată! Încă o dată, domnule, stați-mă. Deci încă o dată!
stimați colegi. Nu te dea Articolul 1, zic așa, se modifică paragraful 6, articolul din HCL, privind acordarea ajutorului de urgență, urmând a avea următorul conținut. În toate aceste situații, acordarea se va face în baza rezoluției Comisiei de Aplicare a Legii 416, prin dispoziția primarului emisă în urma unui referat și proces verbal de constatare, în paranteză, după caz și anchetei sociale. Punct. Supun aprobării proiectul de hotărâre cu acest amendament. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc frumos pentru înțelegere, pentru domnul Talat care... Mai sunt comisii unde se întreabă, dar îmi pare drag acum, domnul... Trece, nu ai dreptate. Deci m-ați băgat în meciul ăsta de vinovați. Trece la discuții. Vă rog să vă înscrieți. Înainte de asta, aveți ceva documente de prezentat cu Consiliul Local? Ca să respectăm... Vă rog. Da, înainte de buget avem anumite solicitări făcute din parohii. Înainte de a licita, să țineți cont de faptul că avem proiecte de investiții. Proiecte de investiții din bugetul propriu. Eu fac datoria să vi le prezint dumneavoastră, e normal să fie așa. Da. Avem din partea domnului de la Biserica Sfântul Nicolae. În partea domnului Eduard Ungureanu, cu deosebit respect, la cea mai cunoștință următoare. Biserica parohială cu hramul Sfântul Nicolae de satul de Alumare, care nu am văzut de Bacău, este construită din anul 1786, fiind monument istoric categorie B. Datorită vechimii și a intemperiilor vremii, construcția a suferit un întreg proces de gradare, fiind necesară o intervenție cât mai urgentă la stâlpii de susținere la fața dus la acoperiș. Nu știu dacă ați pe acolo. Da. Ce fac oamenii acolo în urmă? E super. Au făcut acum o zi de sprijin. Super frumos. E interesant. Eu cred că merită felicitați pentru ceea ce fac. Dacă dați voi să... Nu mai un pic. Să vin în antebinare noastră. Altă dată eu v-am lăsat să vorbesc. Chiar scurt, uite-ți, doamnă. Da. Este... Am fost și acolo. Este... foarte bine și suma este foarte rezonabilă. Adică sunt niște bani, nu știu, 40 de lei, ca să îi faci acolo în condiții în care noi prin, am cerut prin fonduri europene nu știu câte sute de mii ca să o refacem. Acești oameni au făcut, au consolidat cu 40 de mii de lei, cu muncă, muncă oamenilor de acolo și cu muncă, în primul rând, a părintele și monument istoric. Și gândiți-vă că e monument istoric și trebuie conservat și păstrat. Corect. Eu sunteți toți de acord că eu, exact, o spuneaș domnul. Unde ai dreptate, nu pot să mă recunosc. Mai ești dreptate. Sunt mai rezonat. Într-adevăr, oamenii s-au mobilizat. Au venit și oameni din comun. Chiar și eu m-am făcut. În același timp, trebuie să ne vedem că mai vreau o biserică în construcție. Acum nu sunt de la bazinul tău. De la este flagrant. Una-i să-mi cumpăr o haină nouă și alta să o peticiez pe aia veche. Dar să vreau că nu poți să așa, trebuie să fim deschis. Alte măsurători, am dorit să ne sprijiniți cu... Se acordă cu sprijin financiar de 400 de lei. Asta e din vârtul acesta. Așa, mai departe, domnule. Ce faceți? Altă solicitare. Nu mai avem altă solicitare deocamdată. Probabil până aprobăm buget, o să mai vină. Nu știu să vă spun. Vă spun eu că... Nu, domnule, stați un pic. Mai aveți sunt documente. Vă rog să vă înscriiți la discuții. Bun, atunci dați-mi voie să mă scrieți. Păi, nu, dar un pic. Aminte, hai. Deci, domnul Talal. Da. Legat de ajutorul așa, părintele Alin, chiar Nicoară, da. A depus de anul trecut solicitare pentru refacerea gardului la cimitir și nu știu care și lasă trimis la plimbare. Nu știu care. Vă rog, dar cum este... Sunteți purtătorul de cuvânt, să înțeleg. Nu. Sunt purtătorul tuturor oamenilor de acolo, da. Dacă vă deranjează... Au desemnat pe dumneavoastră. Da,
L-am ales, Mulțumesc! Vă rog frumos! Așa, să știți de ce. Bun. O să vă răspund numai. Vă deranjează? Nu! Am vrut să vă atâta timp când nu am o solicitare din partea dumneavoastră. Este exact să scrie exact în ceea ce spuneam mai devreme. Dumneavoastră, mergeți acolo și vă exprimați numele Consiliului Local, fără să-i consultați. Niciodată nu a fost chiar, iar faceți afirmații neadevărate. Niciodată nu a fost. Dar părintele Aliză Coare, nu știu dacă a depus pe o dată vreo cerere la primăria Măgura și nu mai dumneavoastră. Vă rog, să nu fiți onorată într-o măsură. Anual oameni buni, sume, către biserici. Haideți să fim serioși, să nu mai ne exprimăm noi numele altora, să vină dumneavoastră solicite. Am stabilit așa, împreună cu toți aia, să vină punctual fiecare, spune, domnule, vreau să fac aia, vreau să fac aia, da? Omul ăsta cred că vine și spune, fac lucrul ăsta cu ăsta. Și documente. Nu e problemă să vină și dumneavoastră. Și eu nu cred că nu vor veni. Vrei să vă aduc o cerere de anul trecut? Eu știu foarte bine. De anul trecut și nu v-ați spus. Care-i problema dacă mai faci o cerere? Nu este nicio problemă, dar spune domnul. Dumnealui spune că nu este nicio cerere. Domnule, la ora asta am o singură cerere. Zici pe ce vorbim. Dar el are de anul trecut, domnul. Nu mai primi de asta. Domnul, da, fie prin timp. Haideți să fiecare. Haideți, domnul, da, să zicem. Lăsăm biserica încurată, domnule. Adică să zicem că de acum pleacă coronavirusul. Acum, dacă tot m-ați scos din comisie, vreau și eu să fiu un pic răutăcios. Domnul primar, de când și până când angajați-vă acolo în spațiul virtual, când angajați primăriei, erau la o colegă de aici, la actualitate, în timpul serviciului, în plină zi, în amiază mare, și să tai copaci să lucreze la o persoană fizică. Deci oamenii plătesc acești angajați ai comunii ca să facă treaba pentru comună. Nu pentru anumiți indivizi din comun. Ei, dacă era după program, putea să facă ce vrei, și cu utilajele din primărie și cu așa mai departe. Dacă era după program, era justificat. Doamne, după program, vecin și n-am nimic cu... Dar mereu din lumea, uitați, pe Facebook e plin. Da, vezi dumneavoastră. Da. Am eu grijă, da. Vă rog să spuneți cine a dat dispoziții ca acest angajat să ai primăria, în Consiliul Local, să meargă acolo să facă treabă la doamna respectivă. Acești angajați ai Consiliului Local nu au o dispoziție clară să facă astfel de lucru. Dar dacă îi solicită, persoană din comun, îi tai un crac care îi pic în geam sau îi rup sau vrea. Nu ne-am oprit niciodată. Du-te, domnule, și tai nu dacă solicită omul. Ce ai văzut dumneavoastră dacă fac oamenii acolo? Ce ai văzut dumneavoastră dacă fac oamenii acolo? Nu mă uitați și eu, nu m-a surprins, da. O tăiat văcărașul, un crac din mări, nu știu de aia acolo. Și-o jurat un nesimțit care-o postat. Aia ce-o postat, asta trebuie doar să spuneți. Omul ăla care-o postat, ăla se consideră un om care poate să posteze astfel de bine. Nu s-a luat cu omul și-o postat. Dar cât a stat, s-a luat cu omul și-o stat? Nu, domnule, că 5 minute, 10 minute, nu știu că v-a vizitat că nu l-a promovat. Asta e cu răbdare, ce l-au făcut? Deci, eu vă spun cu toată sinceritatea, niciodată, puteți să vă duceți să mă și reclamați, niciodată n-ați să-i opresc pe oamenii ăștia. Dacă cineva solicită ajutor de 5 minute, 10 minute, să-i tai o preangă, să-l ajute cumva să-i, eu știu, să-i facilitezi, am ce să mai bine explicați, sau să-i elimini în pericol. Mai era și colegă, nu poate afecta, dar poate afecta să nu intervină oameni buni, zice, toți sunt din comunii noastre. Dar dumneavoastră ați făcut tineare de troată, omul e angajat la primărie, o fugit cu jumătate de primărie acasă să-și facă puște. De acord cu dumneavoastră, numai că ar trebui să facem... E frumos ce vorbește omul acolo. Nu știu, nu e frumos. Ați om cu colegă. Sunt de acord cu dumneavoastră, numai că ca să izbinim în sprijinirea lor și ca să fie așa, trebuie făcută o hotărâre. La Consiliul Local, care trebuie să... Nu, facem comisiune. Eu nu am... Facem o hotărâre. Suntem la răutăți, a spus? Sunteți răutăcios. Acum am fost și eu un pic. Facem o hotărâre prin care spunem că angajații serviciului din gospodărie comunală la cerere să vină cetățenii pot apela la serviciu. Și în urma unui solicitare. Ce faci, frate? Nu vine lumea să la ușă să facă, domnul primar, dă-mi oameni sau vă rece. Dă-mi oameni să tai el sau nu. Trebuie o lege, trebuie o lege, trebuie o lege. Asta trebuie să spuneți că a venit la lege. Adică dacă... Nu, reșiți aici, nu mai putem noi bani. Dacă își dăm o astfel de hotărâri, s-a venit pe orice. Eu mă gândesc că oamenii ăștia nu nici nu mă te-am lucrat pe spațiu public. Vorbeați noi, dăm o oră să nu facă nu știu ce. Nu mi se pare, 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 nu mi
nicio tăiată. Dacă aveți niște tăiată în momentul ăla. Nu, pareți că nu vorbim. Dacă ați vorbat cu domnul primar, știți cum vorbim? Nici ce vorbim. Nici ce vorbim. Nici ce vorbim. Nici ce vorbim. Va fi șapă o sinu individului respectiv. Ui trebuia să fie. Dar primarul poate să-i păzească. Primarul poate să-i păzească. Nu, să-i tocmai primarul. Și ce zice să-i păzească. Să-i păzească. Să-i păzească. A luat pe respectiv. Domnul Tăscărescu, mă rog frumos! N-am terminat cum am văzut. O întrebare, domnul primar. Dacă firească Dumnezeu, firească Dumnezeu, s-a întâmplat ceva să credea că era caia de copac, e unul și nu știu. Și atunci nu vedea făcută o hotărâre. Le-a spus exact același lucru. Asta e drum. Dacă vreți să vă ajutați, trebuie să vă pun în program. Pentru că stăniți un val de discuții. Pentru că oamenii nu s-au văzut în mod special. Erau în zonă și făceau lucrul ăsta. Toaletau strada pe acolo. Au făcut toate străzile. Aproape au tăiat ce care pe el. Dacă vreți să fac o bani nenorocirii, pot tăia program. Da. Domnul Berușca. Deci, comandament este vocabular. La un bol așa, ce-i poți așa? Da, ăla e un... Nu poți să ai pretenții prea mari, dar... E colegul dumneavoastră de... Nu, nu, e copilul tău de sus. Nu, nu, era colegul domnul. Mi-ați dat cuvântul, Da, vă rog frumos, domnul Berușca. Este cazul să ne oprim la acuzii pentru astea de micrologie, că e colegul tău. Ideea este pe următor. Dar să spun, preferam, sincer, nu să nu discut lucrul ăsta. Unii colegi consideră că nu este un lucru grav. Poate să spunem că nu avem un lucru grav, dar nu este corect. Să trecem la întrebările care vreau să le adresez domnului primar. Deci, pentru că n-ai de când să mă pot să atunci. Vă rog să nu vă mi adresez aici un rând, 1000 de întrebări, mai ultima cu 5 petiții pe săptămână. Ar trebui să mai angajăm personal să îți răspund cu arții. Puteți să spuneți ce fel de ton aveți la primărie? Te rog. Puteți să spuneți ce fel de ton aveți la ei. Poate că treci cu un ton, și cu un ton de cârtie și am rezolvat. Haideți să trecem la... Pentru că dacă faci lucrurile astea, fac și eu. Vreau să vă aduc aminte să prindeți banii în buget și pentru studiul de pensabilitate. La podințele care le-am gândit, acum proiectul de hotărâre anul trecut, potențele și podurile din... Asta ar însemna și pe Echiopia inutilă. De ce? Credeți dumneavoastră cum avem? Eu vă spun cu toată sinceritatea. Uitându-mă în buget care, anul ăsta, este un buget bun. Este un buget bun. Am primit bănuț bun. Deci n-am avea bani. Dar eu vă gândesc așa. Facem un studiu să facem ce cu el. Să nu facem poduri. Avem de făcut asfaltare, avem de făcut aia. Eu de acord cu dumneavoastră că vă doriți la fel și dumneavoastră. Costă 10 miliarde, 12 miliarde podul ăla pe vale. Atâta costă. Domnul primar, eu am atâta costă. Am mai de față o hotărâre de Consiliul Local. Dar eu vă rog să luați în calcul să o respectăm. Da, eu vreau să o respectăm. Dar dumneavoastră spune să facem un studiu care bănuiesc, doresc să fie și de finalitate. Cum am spus că corect, dar avem... Deci domnul Berușca, v-am rugat și vă mai rog în continuare. Haideți să fim realiști. Haideți să fim realiști. Să lăsăm un pic bravata, să ne afișăm. Domnule, știți că eu aș vrea să fac. Și eu îmi doresc. Păi nu se vede. Și domnul Trăistarul îți dorește. Și domnul Brânză, toți ne dorim. Dar avem cu ce? Nu, deci avem cu ce? Bun, eu întreb, întrebi dumneavoastră. Eu aș vrea să facem și poduri, aș vrea să facem și gazul, aș vrea să facem și asfaltul tot anul ăsta, ca toată lumea să beneficieze de toate lucrurile astea pe care ne dorim. Dar din păcate suntem în neputință, cum avem banii necesari pentru toate. Vreți să facem studiu? Eu vă promit în prim banii pentru studiu și vă face studiu. Dar vom pune bani pentru efectuarea lucrărilor. Aia e problema. Ne, după aia vom căuta variante ulterioare. Vă rog frumos, asta este primul pas, să-l punem în aplicare. Avem o hotărâre de Consiliul Local. Dar eu nu știu. Vă mulțumesc. Eu vă întreb pe dumneavoastră. De asta suntem aici. Să ne sfătuim. Nu pot. Oameni buni. Lucrăm pe realitate sau pe vorbi, pe povești. Nu putem vorbi deocamdată despre pasul 2, cât m-am terminat pasul 1. I-am încheiat. Vă rog frumos, doamna secretar, o să fac și o cerere scris. Să-mi dați un număr, să-mi prezentați, vă rog frumos, numărul de persoane care plătesc salubritatea în comuna Mândura. Care sunt înscriși la salubritate. Domnul primar ne-a promis la ședința trecută ordinară că la ședința aceasta, polițistul local și serviciul de gospodărie comunală vor prezenta un raport de activitate. Dumneavoastră, cu gurița dumneavoastră, domn primar, ați spus lucrul ăsta. Vedeți să scrie și procesul verbal. Bun. Ce, doamne, la ședința... Dar cu comunicați, doamne, dumneavoastră.
comunicați să se pregătească pentru o reformă. Nu, sincer, îmi cer scuze, dar am uitat de aspectul ăsta. Tot la ședință. Ca să trebuie să înțelegi domnul Perușcă, că așteptarea e destul de intensă aici. Vă cred, zilnicul de 4-5 primar și știu că au de treabă. Bun. Atunci înseamnă că mă credeți. Perfect. Vă rog, dar la ședința trecută mi-a spus că dumneavoastră ați prezentat constructorului în Spențelul Stras un punct de vedere cu privire la diferența de preț care i-au solicitat. Dați-ne și nouă acel punct de vedere care l-ați solicitat, să știm și noi. Ați spus așa ceva, am prezentat un punct de vedere? Nu, m-ați spus lucrul ăsta? Nu. De ce nu mi-am inteles un punct de vedere? Că am făcut discuții vis-a-vis de aspectul ăsta, da. Dar un punct de vedere scris nu. Vorba lui Adrian, da. Și vreau să vă rog, domnul primar, că e o discuție care am purtat-o și la ședința trecută, e ultimul punct, care mai am încerc să fiu cât mai scurt, pentru că să deranjez colegii. Dar nu deranjez. Am purtat o discuție, Marian mai e aici, nu? Este. Proiectul nostru de gaz. Vii la Târgu Mureș și trimis cu asta. Nu, asta este întrebarea, domnul primar. Da. Pe strada domnului Puiu Marian este prins în proiectul de gaz? O să vă dau studiu și o vedeți. Nu este prins. Vă mulțumesc. Eu de ce vreau să vă spun? Haideți să modificăm acel studiu de fezabilitate. Să prindem din fază de studiu toate străzile care nu sunt prinse. Ca apoi când facem sistemul proiectarea, să nu părțim ca un sohodor. Odată s-a făcut strada principală și apoi Vâlcica. Iar ieșim în discuții și ați evitat, dacă m-ați ascultat, pentru că ați evitat niște discuții. Hai ca să, dacă tot mai strâmit acum, intenționam să te las așa, să mergi în deriva asta în care mergi. Vă rog să vă luminați. N-ai strâmit niciodată. N-ai strâmit niciodată. Sunt prinse toate străzile, domnule. Așa, bun. Da. Sunt prinse toate străzile, da. Perfect, Sper să nu fiți cu operația, o să-i puneți pe seama, o să-i respecte.